Gypsy Glam. Câte concurente intră sub trenă? Ia! Își prezintă cu plăcere Deltoizi la vedere. Ah, mă doare inima. A cântat mai bine Viviana decât mine, dar... Am ceva treabă cu tine acum sau? Iar te trezești tu să vorbești... Că nu erai numai tu cu camera. Dacă mi se permite să vorbesc și eu în această emisiune, vă mulțumesc frumos, dacă nu, gata! După aceea ai spus că noroc că m-am votat eu, că altfel nu mă vota nimeni. Asta este răutate curată, draga mea. Mai... Și atunci nu mai vorbești cu mine, faci ce vrei, nu știu, îți iei jucăriile, pleci, te muți în partea cealaltă, când mă așez lângă tine. Eu așa mi-au jucăriile și plec. Deci încerc să mă controlez, dar să dea dracu dacă nu mă scoateți din țânțână. Azi v-a spus o pe mine, bă, abia intrase, mă înțeleg, emisiune. Până nu mai fiți rele, mai ales tu, Ioana, bă, ești rea, sufletește. Doar că apropierea dintre ele s-a produs, Carmen a simțit nevoia să ia apărarea lui Rux și de atunci ele cumva au rezonat. Deci, pe bune. În acest moment tu mai crezi în prietenia dintre tine și Carmen? Nu. Era toată victimizarea asta. Că nu asta mai lăsați să termin. Eu în momentul ăla de după m-am considerat victimă. Da. Ioana, ești bine? Da. Sigur? Da. Văd lacrimi în ochii tăi, chiar dacă e o distanță, și strămură și vocea, nu. Ioana. N-are legătură cu emisiunea. Dar cu ce are legătură? Bună seara! Bună seara, doamnelor, domnilor! Am așteptat super mult seara aceasta de concert pentru că Gypsy Glam este tematica incendiară care de fiecare dată ne-a adus super multă voie bună și ținute spectaculoase din partea concurentelor. Ce au pregătit fetele, cum va reacționa juriul și mai ales cum va arăta clasamentul la final. Rămâne de văzut, bucurați-vă de spectacol, începe gala! Să danseze Raluca Bădulescu pe această melodie. Bun găsit, dragi jurați! Bine v-am găsit! Hai că ferească Dumnezeu, murim toți! Dacă fac asta, murim toți! Regino, arăți superb, Raluca, în această superbă, seară! Iar au început! Tu ești superbă, divină, eu nu știu cum stau. Am undeva o problemă în seara asta cu statul. Asta fac de 5 ani. Da. Ești superbă! Ba nu, tu ești superbă! Nu, tu ești superbă! Este superbă! Tu ești superbă! Tu ești superbă! Băi, chiar eu sunt superbă, boxelor! Și eu sunt superbă, boxo! Figura din platou e superbă, Boris! Chiar este superbă! Bravo, mulțumesc, Irina, superbă. Mulțumesc din suflet! Zic să nu pierdem foarte mult timpul, nu de alta, însă știu că sunt super încântate, mă refer la fete, de această tematică. Abia așteaptă să intre, să vă impresioneze, să ia voturi, să ia puncte, să ia tot ce se poate lua în această seară de gală. Hai să le vedem pe celebrități!
Da, sincer, îmi place cum deschidem această gală. Știu că și conceptul vă place foarte tare. Da, viața noastră. Și sunteți minunate în roșu, deci cum arătați, da, da, leșind după voi. Tocmai pentru că vă place mult conceptul, pentru că aveți super multă energie, nu vreau să o pierdem. O să admirăm câte puțin din cultura și tradiția țigănească și vom asculta într-adevăr muzică ce întotdeauna ne pune sângele în mișcare. Fetelor, multă baftă vă doresc. Vreau să vedem ținute mulțumim spectaculoase. Mulțumim! Cu deja binecunoscuta tradiție, reinterpretare. Musai, Doamne ajută să fie o gală de excepție! Începem mulțumim seria momentelor și seria defilărilor cu, bineînțeles, prima concurentă, adică, evident. Am văzut-o, atâta pot să vă spun, undeva pe hol, în culise, e deja pregătită. Mi-aș dori să vă spun mai multe despre ținuta ei, despre moment, dar nu pot, că nu mă lasă, nu mă lasă, nu mă lasă, dar vă las pe voi să o admirați. Odniela, Gypsy Glam! Nu înțeleg de ce mai am emoții după asta, a cincea gală, de ce mai am emoții? Că nu aveam și acum, fix când ajung aici, poarta asta are ceva, cred eu, traf. Wow, bine ai venit în gală, Odniela! Vino aici lângă mine, te rog, pentru că orice ai spune, nu te va auzi nimeni, dacă poți. Luana, dragoste, să știi că ți-am recunoscut picioarele, deși nu ți-am văzut și fața, noi am știut că ești tu acolo sub fustă. Și noi! Bună, Luana! Bună, Odniela! Pa! Da, aș fi făcut cumva, aș fi trasat o paralelă, vorba lui Moris, cam câți oameni în cap sub fusta Odnielei și cam câți oameni în cap sub trena reginei Raluca Bădulescu. Exact! Am putea, dacă vreți, să facem acest exercițiu, mi s-ar părea interesant, vreți acum sau mai târziu? Vrea cineva să da, vedem da, ce da, zică pe sub fusta? Facem test, hai! Păi haideți! Vreți să mă ridic de aici? Păi ridică adică, tu, da, păi nu, mă ridic eu! Aoleu, de-abia mă așezasem! Stați o secundă! Hai că te-a ajut! Stau jumătate la mine, jumătate la Raluca! Da, să vedem! Gata, hai că noi ne punem! Eu vreau la regină! Haideți, fetele, să ne așezăm! A dărâmat ceva, nu ia, hai! A reușit, ia să rămână! Câte concurente intră sub trenă, ia! Toate! Putem să băgăm și jurații, să știi, Raluca! Stai, că mă bag și eu! Și eu bag și pe trenă! Da, ascultă toată lumea. Unde sunt cum se bagă singura aici? Și cum ascultă toată lumea acum? Hello, avem un cort. Lasă, dragă, poalele jos. Poalele. Eu nu.
Eu mă văd bine aici cu Tibi și cu toate fetele sub trena ta, dar da, eu nu mă văd. Eu mă văd bine cu Tibi aici. Alo, gata, a terminat cu freza, cu toate. Și eu sub trena ta. Și aici, poate. Deci este am încăpul. Și cu cruce pe pustea pe frunte. Doamne. Ia uite. Câștigătoare la puncte, pardon, la numărul de persoane Regina. Introduce Regina. Sub așa. Ceva este, da, Raluca Bădulescu, felicitări, Raluca. Mulțumesc, da, cu Șoșoniel avem o problemă. Cum ne mișcăm? Cum ne mișcăm, așa, cum plecăm de aici? Oniela, Raluca la locul ei? Provocare era dacă intram hai eu sub trena. Și asta, exact. Păi erai cam singura care putea să încapă de una singura acolo, îmbrăcată așa. Cum a arătat momentul, cum arată ținuta, ne spune Anda. Da, mi se pare că gala asta chiar s-a agitat și implicat, apropo de implicare. M-a implicat mult. Și data trecută, dar de data ieșit, asta am știu, zis că poate n-a fost să... vina ta în totalitate, da. Mi-a plăcut foarte tare ideea de show și ideea asta de show ala Gaga, care mi se pare inedită. Felicitări, Odniela, freza e wow și mi se pare că și machiajul, nu știu, astăzi îi pune ochii foarte tare în evidență. Ești da, superbă. Da, am vrut să fie accentul aici. Pe a, și tipul... cântatul, știi, interpretarea. Dumnezeu să-mi da, da, da. Deci a fost foarte bine. Măi, foarte da, chiar bine, avem talente aici. Ah, însă cei mai talentați din lumea întreagă sunt evident jurații. Vă rog, cei al lor e pus deoparte. Să dăm cezarului cei al cezarului. Și Odnielei să-i dăm să aibă parte la jurizare, nu? Poftiți! Se vede, Odniela, bună seara, că ai vrea probabil să joci la Hollywood pentru că lip-sync-ul tău funcționează pe fusorar, diferit. Ăla nu a fost un lip-sync. Nu, nu, iubita mea, Odniela, ăla nu a fost un lip-sync. La microfon vorbește, te rog. Aia a fost o deschidere de gură încercând să... Și totuși să nu uităm că tu repetai la infinit un vers, fetiță. Cine iubește și lasă, mă rog, două. Cine iubește și lasă? Dacă nici asta nu-mi iese la un lip-sync, păi mă întreb ce-i face pe un monolog sau pe o piesă întreagă. Versurile le știu, nu tu te contrazic cu treaba fiind, asta, adică stai, atenție, atenție, tu actriță fiind, adică nu ești la un call center. Să presupune că e un ceva ce ar trebui să-ți vină foarte natural. Efectiv, cu această rochie, mi-e foarte greu, adică... Nu funcționează gura. Deci, ba da, funcționează, înțeleg. Dar încercam să nu cad, mi-am prins și rochia la repetiții la un moment dat, adică nu mă scuzi, eu înțeleg ce zici, ci doar că... Ai văzut cu Ana Chirița, cu Draga Olteanu, Matei, care purta ceva similar cu ce ai purtat tu, care și-a rupt piciorul căzând de pe cal într-o chestie mult mai mare, care cânta, dansa în același timp pe un cal și avea 50 ceva, 60 de ani atunci? Asta da, dar viitoare, dacă o să aleg un moment asemănător, o să fac mai asta bine. Nu e o scuză, nu? Înțeleg ce zici, n-am, te-am contrazis, doar că nu mi-a ieșit. Nu ți-a ieșit, dar ți-a ieșit ținuta. Cred că s-ar fi putut realiza mai bine partea de jos, dar, mă rog, pot să înțeleg ce se întâmplă acolo. La părte, refer partea nu, de nu, jos? Nu, 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 mă refer la această jupă enormă, mă refer la partea de jupă. Una peste alta, mi se pare un styling foarte reușit, bravo, dragă. Mulțumesc. Ținuta ta pe jumătate este foarte bine construită, partea de sus. Mie mi se pare că este un Jean-Paul Gaultier, că te-a inspirat din show-urile lui. Îmi place foarte mult cum ți-ai prins în păr pe, dacă te poți întoarce către cameră ca să se vadă câteva detalii de accesorii, le-ai prinse la spate. Și mi-ar fi plăcut dacă tot au avut acele dansatoare loc sub fusta ta, să poți să te dezici de asta, să te debarasezi și de acolo să ieși într-un context nou. Este a doua cea mai bună gală pe care ai făcut-o de când ai intrat în această competiție. De care a fost prima? Woodstock. La Woodstock ai avut o ținută foarte reușită. Acum este a doua oară când te văd cu o ținută foarte reușită. Îmi place mult ce ai făcut. Momentul a fost ok, dar ținuta este excepțională. Felicitări, Oniela. Era un tremolo, era un tremolo de teatru notara în repetiție la repetiție la repetiție. Pă bune, nu era nimic. Noroc cu ținuta aia care nu era răuță neapărat, dar atât. Bă, trebuie să-ți vină din vene așa. Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Târâituri șarpelui și mersul... Am uitat.
Bă, dar trebuie să o lipsinguiești. Bă, din sufletul vieții, din ficat, din toate alea. Nu așa. Mulțumesc. Patru pe linie, Odniela, felicitări. Să se bucure concurenta. De ce plângi? Că nu ai și momentul cum ai și vrut, da. Asta e. Păi ce trebuia să iasă mai bine? Interpretarea ta sau ce? Da, partea cu cântatul cumva... Am simțit și eu sincronul, adică nu m-am sincronizat, am simțit cumva că vocea mea era puțin în urmă sau înainte față de versurile care, într-adevăr, nu erau foarte multe, dar... Și am promis că nu plâng. Uf. De când am început emisiunea, ne vedem foarte puțin, adică eu și Radu nu prea ne potrivim deloc pe program și ăsta e un... E ceva ce mă... Sunt foarte multe momente destul de grele aici, în care cumva dacă l-aș simți mai mult lângă mine, m-ar ajuta mai mult în toată competiția asta. Da. Stăm împreună, doar că ne vedem foarte rar, adică are momente în care... Nu cred că plâng iar. Cred că e și presiune foarte mare, că nu sunt plângăcioasă, așa de plângăcioasă, doar că sunt un om care nu zice de fiecare dată ce simte. Și atunci când sunt lângă un om care mă înțelege și mă iubește, știu că e lângă mine, nu simt nevoia să arăt că pot ceva, nu simt nevoia să demonstrez ceva, nu simt nevoia să fiu perfectă. Da, n-am experimentat treaba asta cu penibilul și am avut-o de când mă știu treaba asta cu penibilul și de multe ori sunt percepută de oamenii care mă văd ca fiind foarte delicată sau foarte arogantă. Nu sunt arogantă sau delicată, doar că mă protejez foarte tare și ăsta e modul meu de a mă proteja. Și cu fetele, când de multe ori când le comentez, nu le comentez pentru că aș fi prefăcută, să nu le zică, băi, nu-mi plac pantofia, nu-mi plac să nicio formă nu i-aș purta. Îți zic ce-mi place pentru că mi-este frică să nu depărtez oamenii de lângă mine sau să nu îi judec sau să nu fiu rea. Adică nu îmbrac toată construcția asta ca să par zână sau să par bună. E o chestie pe care o am, eu știu să o depășesc. Vorbește cu cei de acasă, spune-le indicativul tău, Odniela. Mi-am dorit foarte tare ca această gală să fie cea mai bună pe care am avut-o până acum. Așa că o să încerc data viitoare. Scuzați-mă că plâng. Nu vreau să fie o dramă și nu este o dramă. Sunt efectiv supărată pe mine. Data viitoare să fie și mai bine, adică încerc să fie și mai bine, așa că am nevoie de ajutorul vostru și votați 6 la 1206 să îmi treacă emoțiile astea și să fac lucrurile și mai, și mai, și mai bine. Vă pup! Mulțumesc, Odniela! A se reține din momentul Odnielei, concurente Odniela. Da. Din Odniela a ieșit Suzan. Ok. Deci, în concluzie, a fost bun numărul Odnielei, dacă din Odniela. Șinca! Așa. A zis că i-a recunoscut picioarele, deci nici n-a apucat să iasă din Odniela, că Ilinca a ieșit de fața și recunosc două picioare. Ia-o! 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 Ține-o! Ține-o! Bine! Am picat Ilinca ta! Ce de simțit! Da-te, ține-mă că am picat Ilinca ta! Nu glumesc atunci când spun că e fiartă pe această competiție, pentru că aici este locul în care poate să-și pună la bătaie toată creativitatea, toată imaginația, să facă momente și ținute pe care niciunde altundeva nu le-ar putea pune în scenă. Cum s-a gândit următoarea concurentă să reinterpreteze conceptul Gypsy Glam? Vedem în cele ce urmează, Ruxy! Păi n-a intrat? Gata! A intrat prea mult! Oh. Hai că... N-ai simțit? Avem... De bani și de bunăstare sufletească și fizică. Rampa.
pa pa pam ram pa pa pam pam ram pa pa pam ram pa pa pam pam ram pa pa pam ram pa pa pam pam. Ruxi Bagapoanta? Parauanca! Asta e Parauanca! Nu, fetița, schimbă textul, Ruxi Bagapoanta! Parauanca! Poanta! Mulțumim și tarafului Neluțu Nicolae, dragilor, porțile să deschizi pentru voi! Uite ce țiplă sunt toți! Țiplă și, sincer, cred că ați face treabă bună pe la anunț botezul. Păi facem, vorbim după! Mulțumim, mulțumim tare mult! Mulțumesc mult! Auzi, dar zâmbetul de unde l-ai luat, de la Nicolae Guță? Am semăn? E așa ai stat tot momentul. Puține bunule! Bine, Ruxi, talentată, ce să zic? Îți spuneam și în prezentare că tu îți pui la bătaie toată creativitatea și imaginația. Am încercat să fac ceva ieșit din... ești tu din norma mea de confort. Cine îmi spune despre ținută, despre moment? Viviana? Arăt foarte bine. Ai avut vibe-ul cel bun. Ne-ai animat și pe noi. Mulțumesc. Pot să zic despre ținută că nu-mi place foarte mult imprimeul cum merge cu... Nu, cum merge cu restul ținutei, mie nu-mi place. Dar cu siguranță că ai vrut să te duci în zona asta de... de bani. Zona în care suntem noi astăzi, da. Gypsy Glam. Da. Nici nu știu dacă să mai intru. Că... Aoleu. De ce? Îmi place foarte mult ținuta ei. Și asta te demoralizează? Puțin, da. Oh. Nu e ca și cum acum când o să deschide porțele la mine o să fiu. Am fost fiartă pe ținuta mea până acum. Ascultăm părerea juraților despre ținută, despre moment. Mi s-au părut impresionați, dar habar n-am pentru că întotdeauna știu să ne păcălească. Nu, mi-e frică să mă uit în spate, dar nu. Păi nu te uita în spate, uite-te direct în ochii lor, te rog. Ruxi, în primul rând hai să schimbăm numele pentru gala asta. Ruxi Valoroasa, fetiță. Ruxi Valoroasa să trăiască fără număr de la juriu. Eu consider că dintre toate momentele și dintre toate aparițiile pe care le-ai avut până acum în fiecare gală, deși ai fost apreciată în fiecare gală, asta este cea mai bună dintre toate. Este, să știu, o ținută excepțională. N-am ce să comentez, bă băiatule, nu am ce să comentez.
Zic că e hit, vreau să o învăț și eu pe asta, te rug eu frumos, mai ales că simt că mergem, funcționăm. Bag-o pe asta cu tarara, tam, 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 e nebunie! Bravo, Maruți! Treci peste luță, treci peste luță. Mamă, sunt bună rău! Am de zis și eu ceva. Ideea e așa că stylingul este 2022, nu e 2021. Mie îmi place foarte mult. Foarte mult. Deci ești cu un pas forward în fața așteptărilor. Ai mai făcut tu figuri bune, dar autoironia ta face cumva să mă facă să mă uit de fiecare dată după, ar zice oamenii, după fundul tău, știi? Baga Panto, când bag show-ul suc în tine! Timpanie! Timpanie! Ai auzit cum ți-a zis fetiță? Timpanie! Dragă, ești superbă în seara asta. Mi se pare că ai făcut un styling bun și un moment excepțional. Mamă, da, felicitări. Doamna Raluca! Doamna Raluca! Să se facă fără număr pentru Rux și Opulență! Mamă! Mare valoare! Să știi că mi se pare că Rux face progrese foarte mari în acest sens. Pentru că încep să văd din ce în ce mai mult din ceea ce era Rux și Opulență pe Instagram. Dacă la început era mai timijoară așa, acum parcă a început să intre așa în venă. Bă, și cântă prost. Bă, și e mișto chestia asta. Divin, mă, e divin, e de divin. Wow! Stați că acum ai momentul. Pentru mine 4 e o notă mare, să știi. Mare de tot. Nu! Cinste linie, Ruxy! Hai de mine, Ilinca! Ruxy! Ha. Bum, bum, ba. E bine, nu? M-ai învățat ceva, vezi? Noi cerem și voi oferiți. La valoare, fetiți! Hai, am mai făcut-o și pe asta. Zi-o în rimă. Zi-o în rimă, spune-le, să te voteze. Nu! Să nu mă depuncteze acum, că nu știu să zic în rimă. Votați-mă! Zile-o cântată, nu în rimă. Zile-o cântată. Dacă da, stai riba, votați-mă la un 206 cu indicativă 8. Dacă da, stai riba. Zici de aici dacă că de mine vă place. Dacă da, stai riba. Votați-mă la 8 la 1206. Mulțumesc, Ruxy. Bravo, Ruxy. Ruxy, pără oca pentru voi în seara asta. Facem toți spotezuri în mormântor și divorțul. Superb! Ei bine, pentru următoarea concurentă este prima gală. Prima ținută de gală, primul moment. Are super mari emoții, dar am înțeles că a pregătit totul în cel mai mic detaliu pentru că vrea să iasă perfect. Noi ținem pumnii și îi spunem bun venit în prima gală, Raluca-i Dumitru! Am emoții pentru că este prima gală. Emoțiile cred că sunt mai mari să văd reacțiile juraților. Îmi vine să plâng de emoții. Thank you.
vita din nou și umbra lor. Ce vei pentru mine tu lega nou? Focul în venere de sângele, nu mă asocia vei cu clonele. Văcinea așa cam era și puțin bronzată pielea, te arde invidia, vei cu aloe vera. Aloe vera. De invitații ei super talentați, de asemenea Gypsy Casual. Am un singur microfon, nu știu cui să-l dau, Ralucă-i, Giei. Bine ați venit, dragilor, mă bucur tare mult să vă am bine din nou găsit alături. Mulțumim pentru invitație, Raluca, vă mulțumim. Ne bucurăm tare mult că suntem alături de ea și că vă vedem aici și suntem în această seară alături de voi. Și noi suntem onorați, tare mult. Superbi. Nu mulțumim e prima dată, noi avem istorie împreună. Super, mi-a plăcut la nebunie, bravo, dragă, bravo, mă bucur. Ia uite ce tine, frumos! Mă bucur tare mult. Deci vezi că deja ai complimente din partea juraților, dacă îți vine vreo idee, noi te așteptăm la Bravo Estil Celebrities. Nu da, cum să nu? Gia, bine, draga mea! Eu aș fi pregătit oricând. Mulțumesc tare mult încă o dată, Gypsy. Mulțumim Casual și noi. La Bravo Aveți Estil Celebrities! Și microfonul să-l lași la Luca, te rog. Raluca, eu știam că tu ești talentată, dar atât de talentată, nu mi-am imaginat că ești. Am avut foarte mari emoții pentru prima gală. Dar ai repetat ceva? Nu. Nu? O oră. O oră? Da. Și așa ținere de minte și ai? Și fetele au spus, care m-au ajutat la coreografie, că nu se așteptau să învăț atât de repede. Măi, te-ai descurcat excepțional, te felicit, Raluca. Pare să că vom avea surprize din partea Ralucăi Dumitru, ceea ce mă bucură, bineînțeles. Raluca, s-au tot discutat, de către voi, bineînțeles, s-a tot discutat, hai să zicem așa, subiectul stiliștilor. Cine are, cine n-are, dacă ai e bine, dacă n-ai iarăși e bine sau poate nu prea. Tu ai spus așa și te citez. Da. E groasă rău dacă cineva se apropie de stilistul meu. Așa este, pentru că nu-mi place să împart ce am eu cu nimeni. Eu nu prea am văzut așa cu ce s-a îmbrăcat înainte. Am văzut au fost și acolo. Nu, realitatea este că am fost pe primele locuri cumva încă de la început. După aia s-a întâmplat o chestie în care mie nu m-am convenit anumite lucruri pe... Nu simțeam. Și atunci el propunea, cumva propuneam împreună niște direcții, el voia tot timpul o altă direcție și s-a văzut în dățile în care am venit cumva fără să fiu eu ok cu treaba aia, s-a văzut imediat în note și în cum simțeam situația. Nu știu, eu cred că dacă tu ești sigură pe tine, uite, eu de exemplu pot să-mi dai un sac și eu ți-l fac în așa fel încât crede-mă că o să zici, bă, contează asta îi stă bine și cu sacul ăla și atitudinea pe care o ai tu transmiți. Și sigură pe tine și așa, că de fapt... Nu ținuta te face pe tine, tu faci ținuta. Nu faci, din tot. Da, vezi că și material, dacă nu se potrivesc între ele, poți să... Asta da, clar, dar eu mă refer că... Bine, important și eu înțeleg ce zice, și... că și eu am avut la ținuta cu Fuego, dar cu vedeai, pa, eu încercam să pară că, pa, ce, eu simțeam clar că e nașpa și că nu-mi place. Nu mi se pare că mă îmbrac la fel ca cu altă colegă de-a mea. Dar știu că sunt stiliști care colaborează cu 3-4 persoane de aici. Cine? Dacă Nicoleta cu Mădălina au același stilist, aveau, că Nicoleta a plecat. Și ea mi-a zis cumva că mai sunt încă două persoane, nu știu exact cine, cu care colaborează cu același stilist. Cred că și Viviana. Da, dar mie nu-mi place să împart nimic cu nimeni, deci așa că cine se bagă e groasă. Aoleu. Da, da. Și s-a bagat nimeni până acum? Nu. Și dacă se bagă, ce face? E, o să vedeți. Uite, eu cu Carmen suntem singurile fără stilist, dar vrem și să pe loc. Păi aflu. Și Roxy, scuze. Aflu. Păi și spune-ne ca să nu intrăm cu el, merba. Fetelor, voi afla, o să vi se spună când o să apelați. Eu cu cine am discutat mi-a zis că nu lucrează cu nimeni de aici. Bă, nu mi se pare normal să împarți stilistul, că eu aș lua foc dacă eu aș avea ținute mai proaste și alta să aibă ținute mai bune și așa avem același stilist. Aici... Ce faci? Adică, cum? Pe ea îmbraci bine și pe mine prost? Depinde dacă stilistul ar face diferența și da, într-adevăr, în gen să facă blat cu una și pe restul știi să le îngroape. Atunci ar fi de rău.
Da, crezi că mă refeream la cineva? Era o glumă, vorbeam așa, în general, în, dacă era, exista posibilitatea cumva ca o stilistă... Așa, dacă nu o caut, chiar nu o caut, eu vorbeam cu camera. Exact, adică chiar am vorbit, n-avea nicio legătură nici măcar cu ce se întâmplă aici, dacă e să o luăm așa, dacă ai fi fost atent la ce spuneam eu. Ce mai e rămâi, da? Păi nu se răspunde, a zis de să răspunde chiar așa de a-mi plăti și de camenele. Dar cine avea treabă, avea ceva treabă cu tine acum sau? Iar te trezești tu să vorbești. Că nu erai numai tu cu camera. Dacă mi se permite să vorbesc și eu în această emisiune, vă mulțumesc frumos, dacă nu, gata. Fiecare să-și ia camera lui și băgă-mi aș piciorul, mă, zici că acum avem... Da, vă duc eu camera mea, mă. Păi, te rog frumos, aduc încă o cameră, că nu mai avem loc toate pe o cameră, să-mi bag piciorul acum. Am toată... Deci nu înțeleg de unde sensibilitatea asta, dacă eu vorbesc, de trebuie să o ia cineva... Camera, mă, tu ai zis gen că stilistii fac glas sau ceva de genul ăsta. Da, tu ai înțeles, că o glumă, măi. Păi, da, și eu la fel, și tu de ce ții la mine acum? Eu și tu te-ai agitat, tu ai țipat. Toată lumea a înțeles gluma. Și tu, după aia, ai dat-o și mai rău. Eu am zis, nu cred că fac stiliștii plat. Și eu dă tu glumă, deci toată lumea a înțeles. Și tu înapoi te răzui la mine, asta e ideea. Păi, normal că mă răzui că nu mă las să vorbesc. Lasă-mă să vorbesc, făceam o glumă. Tu te baci peste mine ca și cum aș fi vorbit ceva serios. Ioana, da? Tu la un moment dat ai făcut o glumă pe care fetele au gustat-o, hai să mă exprim așa, vis-a-vis de blatul stiliștilor. Da, adică era o glumă, era logic că dacă avem și toate, dacă am avea același stilist, nu e ca și cum stilistul ar, ar favoriza-o pe una mai mult decât pe celălalt. Dar despre ce era vorba? Spune-ne ca să înțelegem. E vorba de cum, că uite, de exemplu, ținuta lui Rux pe mine ar sta altfel. Degeaba un stilist m-ar îmbrăca cum, nu știu, o îmbracă pe oricine altcineva, că Rux nu are stilist. Dacă pe mine arată într-un alt fel și nu mai transmite nimic. E vorba și de cum porți haina și cum vine pe tine și mai ales la momentele de gală, ce faci în gală, ce transmiți. Una la mână și doi la mână stiliștii cred că se iau și după felul nostru de a fi și după ce am mai purtat până acum și după zona în care noi vrem să ajungem. Adică nu e ca și cum suntem toate trase la Xerox. Eu cred și... că ar trebui să fie deși despre propunere, adică să vii tu cu niște asta zic că e o colaborare. Aha. Și te duci și vorbești cu el și ai folosit cumva... de prea multe ori cuvântul ăsta cu registre stilistice mai nevrit asta. Chiar am făcut treaba asta, cumva să... Da, dai o direcție oricum, îi spui, azi vreau să fiu nu știu cum, ajută-mă. Ok, real. Bun. Hai să vedem ce spun fetele despre ținută și despre moment. Otniela. Momentul mi-a plăcut, a fost plin de energie. Îmi place foarte tare cum are părul prins. Accesoriile îmi plac. Mă deranjează, sincer, încălțămintea. Nu știu, ceva mă deranjează la mânuși și la încălțăminte, cu toate că înțeleg ideea pe care a făcut-o. Dar, okay, per total, are un look armonios. Ținuta nu mi se pare că e neapărat o reinterpretare, cât o accesorizare a gipsii. Accesorizarea mi se pare și mie că e pe zona aia și părul. Dar și rest... părul și oricum lipse, adică eu aș fi pus mult mai multe accesorii dacă tot am ales să rămână așa, adică mi se pare că a rămas în zona gipsii, nu a reinterpretat zona gipsii. Eu nu cred că sunt chiar gipsii, adică... Ce ai reinterpretat? Păi și ținuta cu totul. Uh-huh. De la păr... Eu am zis ce cred și ce văd, da. Acum nu. No? Dacă o fi bine sau o fi rău, evident că ne spun jurații, cei trei magnifici rujații. În fața lor, Raluca. Nu mai aduc aminte dacă am mai specificat eu de câteva ori că ești o bună dansatoare. Oare am spus-o, n-am spus-o? Da. Hai să spun din nou, te descurci extraordinar, te miști foarte bine. În partea de jos, să zicem că aș fi păstrat partea de sus, acel maiou sau bustieră, cum vrei să o numești. Și partea de jos aș fi făcut-o fluidă, din alt material, ca atunci când tu, pentru că vorbim și de expresie corporală, da, să intri într-un moment extraordinar, când tu te învârți cu mâinile deschise, cum vrei tu, cu mâinile mai jos, ea să se ridice, se întâmplă în dansul țigănesc chestia asta și în cel spaniol, și rochia se ridică și dezvăluie ceea ce poate dezvălui, fie că porți un pantalon cool, modern din zilele noastre și situează ținuta aici, creând o surpriză, fie că ar fi avut un port jartier tot din același material, așa cum sunt și mânușile.
pe lângă talentul ăsta de dans, cred că ai și un talent de a face lumea foarte atentă la cum te îmbraci, la cine ești și ce rezervi, ce vei aduce în viitor. Bravo! Măi, este o rochie frumoasă. Nu știu, uite, tot stau așa și mă întreb că de când stai acolo mă tot gândesc dacă mi-ar fi plăcut un volan în plus la lungime sau mi-ar plăcea așa. Mie da. Un volan în plus ți-ar fi plăcut, da, așa? Și mie cred că mi-ar fi plăcut un volan în plus. Ori aș fi schimbat sandalele. Îmi place cum ți-ai făcut părul, îmi place cum te-ai gândit cu zona în care ai dus rochea, mânușile puțin îi dau un touch. Dar una peste alta, Raluca Dumitru, pentru prima gală, intri într-o mare forță. Am simțit asta de când ai intrat însă prima oară pe porți. Vei fi o competiție reală. Nu știu câte stele ai acum, dar să se teamă celelalte de tine. Da, au motive să le fie frică. Au de ce să se sperie și să fie în gardă. Într-adevăr, ținuta nu e foarte adaptată, adică nu este o ținută, nu știu, unde ai intervenit tu stilistic pentru a ieși foarte, foarte, foarte mult dintr-o zonă, așa cum au făcut, să zicem, Odniela și Rux. Dar având în vedere că este prima ta gală, având în vedere energia momentului și având în vedere până la urmă că nici măcar nu-mi displace ținuta, și eu spun că a fost un moment mai mult decât reușit. Să vedem cum se reflectă, da, asta în note. Să dea măsa mare prima ea. Măsa mare are notă, măsa mare. Bate vântul în frunzele, s-a învățat și gâncile. Ah, mă doare inima. A cântat mai bine Viviana decât mine, dar na. Cred doar că apropierea dintre ele s-a produs. Carmen a simțit nevoia să ia apărarea lui Rux și de atunci ele cumva au rezonat. Deci, pe bune. În acest moment tu mai crezi în prietenia dintre tine și Carmen? Nu. Era toată victimizarea asta. Că nu asta mai lăsați să termin. Eu în momentul ăla de după m-am considerat victimă. Da. Ioana, ești bine? Da. Sigur? Da. Văd lacrimi în ochii tăi, chiar dacă e o distanță, și strămură și vocea, Ioana. N-are legătură cu emisiunea. Dar cu ce are legătură? Dar având în vedere că este prima ta gală, având în vedere energia momentului și având în vedere până la urmă că nici măcar nu-mi displace ținuta, și eu spun că a fost un moment mai mult decât reușit. Să vedem cum se reflectă, da, asta în note. Să dea măsa mare prima ea. Măsa mare are notă, măsa mare. Bravo, Ron. Mulțumesc. Bravo. Mi se pare că a intrat forță, în primul rând. E prima egală. Și eu am aștept pierderea. Deși concurentele sunt cam, e prima egală, vai cum o să te scurce. Vezi că femeia asta la Survivor acolo în pădure și am fugit după o mânuță de orez. Vă mănâncă pe pâinea asta ca că l-a făcut sandwich. Bravo. Romane, cum era? Romane, 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 romane. 4, bine, Raluca, felicitări, note foarte bune pentru prima ta gală. Raluca Dumitru, nou intrata, băi, chiar a dansat. Adică nou intrata banghește într-o coregrafă. Măi, fetiță, tu ești un corpul de balet, ce ești aici? E sorpresa, sorpresa, e, știi? Mi-a plăcut de ea. Și are pe dracu gol în ea, știi? Ea stă ce stă ce stă până când o tăia capul la toate astea și ce le așteaptă. Pe când o intra nou intrata în ele, fetiță, o să rămână nou intrata și ieșitele, practic. Bravo! Vorbește și cu cei de acasă, te rog. O să vă rog să mă susțineți, să mă votați la 1206, indicativ 7. O să am mare nevoie și sper că v-a plăcut gala. Am avut mari emoții. Mulțumesc! Ferească-mă Dumnezeu, măi, cu lița Domnului! Poate de bine! Nu e bine! Mai e vreunul care vrea să intre! Care vrea să intre, practic! Bă, dar eu vă spun ceva la toți trei! Dacă vă facem o glumă de aia de tabără, băiatul ei furt! Da, stau bine și jurații, ce să zic? Nu, dacă jurații au fost nebunie, foarte... Mi-a plăcut la nebunie piesa, da, la nebunie, e la nebunie. Mișto, rău, da. Să vedem dacă vă place și ceea ce urmează.
Da, pentru că urmează o concurentă care și ea are grijă la cel mai mic detaliu în toate galele să fie totul perfect, dar vine puțin zbuciumată după toată săptămâna asta și mai ales după momentul și ținuta lui Ruxy, iarăși și mai zbuciumată. Eu zic că are o voință de fier, o ambiție cum rar întâlnești și întotdeauna în fața dumneavoastră, așa cum se cuvine, se prezintă Mădălina Panfile. Cum sunt? Cum îți mărgelești, bine? Emoții? Da, foarte mari. Sper să fie apreciat și ținuta și momentul. Ador, pur și simplu ador. M-am recunoscut cu Zian în foarte multe ipostaze. Mădălina Panfile, bine ai venit în gală. Și bună seara. Dar pe cine avem noi aici? Aris Negoiță. Măi Aris, cât ești de talentat. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Poate, poate. Bine, trebuie să aleagă una. E o pasiune pe care de multă vreme o practici? Dansul? Da, fac dansuri de la 5 ani, sunt campion mondial. Wow! Bravo, bravo, și european, bravo. La categoria 10-12 ani. Bravo, Aris! Câți ani? Rupe, 11. Rupe. 11 anișori, mi se pare fabulos. Bravo, Aris! Cum mulțumesc te miști. Mult de tot! Mi se pare genial ce ai făcut alături de Mădălina, o să-ți dau ție microfonul. Fabulos, mulțumim din mulțumesc suflet. Suflet! Sper să auzim de tine și sper să te fac un ginere pe viitor. Felicitări, Aris! Felicitări! Mădălina, o apariție foarte bună, felicitări! Sper că este! Am înțeles că unele dintre colegele tale au spus că ai luat un pic prea în serios și mult prea personal treaba cu voturile și că de când ai decăzut un pic în clasamentul steluselor, ai devenit ușor agresivă, răutăcioasă. Da, am avut ieri o ieșire de care îmi pare rău și îmi vreau să încerc scuze fetelor. I-am răspuns Ioanei destul de răutăcios pentru că eram supărată și nervoasă și de steluțe plus alte lucruri și n-am știut să fac diferența între emisiune și viața mea personală și am fost eu așa cum sunt și într-o pasă mai nasoală. Uh-huh. Și am răspuns mai răutăcios. Nu-mi pare rău de ce am zis, doar că puteam să zic într-un fel mai ok. Acolo am greșit. Accept scuzele, Ioana? Le accept, ce să fac? Adică nu e vorba de... Că nu își cere scuze acum, ea cumva se justifică și spune că ea oricum voia să spună nu, asta. Îmi pare rău că am țipat și de chestii ce așa, că da, dar oricum, pe de mine felul cum am vorbit, nu... Da, pe mine oricum nu m-a deranjat că ai țipat, că și eu oricum nu vorbesc mai tare. Nu am țipat la tine, eu țip așa la mine, știu, pe viață. Nu contează, dar...
Nu m-a deranjat că ai ridicat tonul sau ceva, pe mine m-a deranjat ceea ce a spus. Că o spuneai cu zâmbetul pe buze sau nu, era o chestie răutăcioasă. Zic eu ce am zis, am considerat, am zis în emisiune, când a defilat ea, am zis că eu consider că am mai mult stil decât ea. Uh-huh. Am zis lucrurile acestea, mi-l mențin. Aceasta, iar de asta nu-ți pare asta rău. Înseamnă o competiție, nu? Mm. Dacă nu ne-am considerat de ajuns de bune, nu am mai fi aici. Dacă ai fi pus punct aici, era altceva. Și ce dar tu ai continuat că nu ți se pare corect că dacă noi picam în față și eu te eliminam pentru că eu am mai multe voturi, nu ți se păi pare corect. Dar asta este competiția. De ce te superi tu? Pe ce păi sunt nu, dar ca și cum ai dat în mine, nimeni nu te-a întrebat și te-ai trezit tu vorbind. Asta m-a deranjat, că nu ai aruncat cu... Pe ba da, și după aceea ai spus, hai să-ți spun, după aceea ai spus că noroc că m-am votat eu, că altfel nu mă vota nimeni. Asta este răutate curată, draga mea. Am mai glumit și am mai vorbit pe tema asta. Nu cele o voturi care și le-a dat Ioana, au salvat-o. Ea este o fată votată și apreciată de public, nu cele 80 voturi. Că este o emisiune națională, nu între colegi care a strânge primele 5 normal, voturi. Normal, dar tu asta ai scos pe gură, asta m-a deranjat. Am zis o glumă, că ți-am și zis, iar ne repetăm că a fost păi o glumă. Asta cu voturile chiar a fost o glumă, restul nu a fost o glumă. Bine, asta chiar vreau consider să mă uit la înregistrare să văd fața ta, ce glumă bună ai spus-o și ce comic ai fost. Tu nu că crezi că a fost o glumă? Normal că n-a fost. Ea a avut o zi mai proastă și a încercat, adică nu că a încercat, nu a avut nimic personal neapărat cu mine. Dar asta i-a venit să spună și n-a mai gândit-o și acum cumva aș cere scuze, dar oricum nu vrea să-și ceară scuze. E așa că e albă, e neagră. Cer scuze că nu am de tonul pe care am zis aceste lucruri și că poate n-ai gustat gluma mea, că dacă mă gândeam un pic, o ziceam aceleași lucruri, doar că poate aveam mai mult talent să zic gluma și să înțelegi și tu gluma respectivă. Oricum n-am înțeles gluma nici dacă ziceai... Ei, noroc că te-ai votat. Și era o ironie, că normal că nu cele 8 voturi te-au salvat pe tine. Nu, eu cred că tu ai vrut să dai așa ca și cum noroc nu, ești nu. Praf. Am zis și atunci, e noroc că te-ai votat, că altfel vai de capul tău. Cum tu ai dreptul tău să te superi și e dreptul meu să mă oftic când tu arunci cu ceva în mine, mai ales că tu nimeni nu te-a întrebat nimic. Dar ține cam mult supărarea asta, adică eu sunt om da, care... eu sunt foarte supărăcioasă, ce crezi? Da? Chiar sunt și chiar sunt și în viața reală și uite că eu când mă supăr, da, o țin. Okay, mai dar mi-ar plăcea să închidem subiect, că dacă iar încerc să mă repet că aia a fost o glumă, că aia nu știu ce, oricum tu nu o să mă crezi. Păi nu te nu cred. Vreau să-l continuăm păi la și ce, eu am deschis mi se pare obositor, mi se pare obositoare discuția. Ne certăm pe două propozite, de-le încolo de da, propoziții. Eu nu mă cer cu tine, eu îți spun că nu sunt de acord cu tine nici okay, acum și nu sunt de acord cu ceea ce spui. Nu mai vorbești cu mine, faci ce vrei, nu știu, îți iei jucările, pleci, te muți în partea cealaltă când mă așez lângă tine. Eu așa mi-au jucările și plec, îți spui tu, nu? Uite, iar nu înțelegi o glumă, haide Linca, că era o glumă, mă, că ne luăm jumătate. Păi, hai să, știi cum e glumele astea când le arunci așa, săgeți. Dacă nu-ți face plăcere să stai lângă mine pe scaun și mă vezi că m-am așezat pe ăla, poți să te mulți frumos pe celălalt. Dar tu crezi că așa de mult m-ar afecta dacă a sta lângă tine? Zic pentru că mine ești, nu e am nicio, nicio problemă că stau lângă tine sau nu. Și dacă hai nu te supăr. Am avut și un moment, am și o ținută. Păi și eu am un moment și eu am o ținută. Ce crezi? Pe toate avem momente și ținute, că de aia suntem aici. Ok. Sensi, și tu te-ai simțit luată în colimator de ceea ce a spus Mădălina, acum că, uite, nu i s-ar părea corect să fie în față la eliminare cu o persoană care are ținute mai puțin bune, dar voturi foarte multe. Da, mi s-a părut că a fost săgeată exact spre mine, pentru că sunt pe ultimul loc. Sincer, mie mi se pare legat de asta, nu. Hai că vorbesc și eu. Dacă... Mi se pare că Mădălina a devenit foarte agresivă vis-a-vis de mine și voturile mele. Mi se pare că tot timpul amintește chestia asta și cumva mă simt așa... Ce amintește? De voturile mele și că-s votată și așa, ca și cum, nu știu... Habar n-am, mi se pare că e foarte ușor agresivă față de situația asta și de mine. Mi se pare că a luat-o foarte personal faptul că eu sunt votată și nu știu, așa îmi dă impresia. Că mereu aduce aminte de voturi și că așa și nu numai de mine, și de alte fete care sunt mai votate decât ea, nu știu. Păi de-aia n-a zis, când a zis? Păi a zis zile trecute a zis că nu îi se pare corect ca ea să fie cel mai bine îmbrăcată și restul să fie salvate de public și să fie prost îmbrăcate. Adică și făcea referire la mine. A spus mine, adică. Nu, la mine. Putea să fie la oricine. Zicea că ea e mai stilată decât mine, așa a zis. Eu sunt mai stilată decât ea și nu mi se pare corect ca eu să fiu eliminată de ea dacă aș fi în postura aceea. Pentru că era vorba că eu am făcut acel panou publicitar în Timișoara și s-a simțit cumva în pericol că poate o să fiu mai votată decât ea. Dar asta n-am înțeles de unde. E în competiție, știa de la început că e pe baza votului, adică nu e ca și cum e o surpriză.
Și dacă oricine ar fi mai votată decât ea, nu cred că trebuie să fim răutăcioase cu chestia asta. Suntem într-o competiție. Ce credea, că o să mă dau la o parte ca să fie ea votată mai mult decât mine? Nu. Fiecare joacă cum poate să rămână cât mai mult în această competiție. Madalina este o fire foarte competitivă și mi s-a părut că a bătut în mine, în special, atunci când a zis că fetele, adică ea e cea mai bine îmbrăcată și fetele care sunt prost îmbrăcate și sunt pe ultimul loc să fie salvate în fața ei de niște voturi. Și bă, sigur, dar să fie și mine, adică n-a zis. Da, da, tu ești pe locul 2 la... A, corect, ok, da, dar eu m-am, pe mine m-a vizat foarte tare, pentru că eu sunt pe ultimul loc la steluțe și clar, eu sunt cea mai prost îmbrăcată din, în viziunea ei. Păi și ți se pare normal? Adică e corect ceea ce a spus ea? Nu, e un pic răutăcioasă și competitivă, dar și cum ai zis și tu, s-a obișnuit pe primul loc și na, e normal. Na, eu n-am luat-o așa personal, deși m-a vizat direct personal, m-a vizat, ium, direct... Săgeata, bum, sensi. Sunt doar un om bun și nu pun la suflet. Că dacă aș pune la suflet, ați văzut ce s-a întâmplat în primele două săptămâni. Am pus la suflet. Vrei să am starea aia? Da, ieri am fost răutăcioasă și am și recunoscut. Sunt om, ce vrei? Asumați-vă, fetelor. Da, mă, sunt răutăcioasă, dar sunt om, că doar nu sunt de pe așa. Sunt un om pe care poți să-l citești foarte ușor. Nu că îți vreau o carte închisă, sunt chiar foarte deschisă. Vezi că nu-i camera și zic că, sincer, a fost răutăcioasă. Degeaba o dai acum la întors. Mă, serios, ai chiar... Așa, dacă am fost răutăcioasă cu tine, de ce și celelalte? Cu ce le-am deranjat pe celelalte? Pension, Miela? Nu ai deranjat fata pe nimeni. Am păi fost atunci... întrebată, trebuie să răspundem. Și și timp okay, dacă ai ceva. Dă-i acolo la cap. Promenada n-au niciuna scurtă, doar alea... Ok, pe te-a văzut Ioana, da, știu că am întrecut cald, până am tărit cald. Dar cu astea late, nu știu ce, dragi, m-am făcut de v-am deranjat așa de mult. La mine a fost o altă discuție cu Mădălina, ce m-a deranjat și să zicem că a vizat-o pe ea pentru că ea s-a trezit să vorbească despre starea mea. Despre nivelul de energie, da, nu despre starea ta. Despre nivelul de energie care lumea înțelege abia atunci când este pus în situația aceea. Și a văzut și Mădălina ce înseamnă nivelul acela de energie scăzut. Atât a fost. Nu, eu am energie. Alta e. Tu te manifesti într-un fel când ești supărat, eu mă manifest altfel. Da, și dar am dar tot nu, cauza, nu era cauza era tot aceeași. Uite, ai văzut de o săptămână și ceva, ești altfel. Și asta poate să confirme toate fetele. Ești mult mai... Pentru mult că mai, cu energie, am înțeles anumite lucruri și nu le mai iau personal. Înainte le luam prea personal, așa cum ai luat-o și tu poate personal și ai avut starea aceea de nervi. Eu am luat-o altfel, exact. Eu m-am închis în mine, eu eram, sunt alt gen. Nu mi-a convenit când începe. Uite, vezi cum e? Vezi cum e? Vezi cum e? Adică când îți vin 4-5 fete, dar ce am făcut? N-am luat două steluțe, n-am făcut nimic. Păi n-ai făcut nimic, exact. Păi da, dar asta, vezi cum e? Vezi cum e? Mi-a spus voi în emisiune. Dar noi n-am zis-o că vezi cum e la modul ăla, ci pur și simplu îți explicam prin ce am trecut noi și acum tu treceai bine, prin aceea stare. Bine, nu tu, nici măcar nu mi-ai zis, mi-a zis-o Niela și Sensei. Păi da, asta spuneam, că i-am zis că să înțeleagă și ea cum e când nu e steluțe, cumva ea nu trecuse prin situația aia și când nu treci într-o situație și ești pe primul loc în clasament, ai altă stare, ești, râzi altfel, te simți altfel. Apropo de primul loc, Ruxi, te citesc, spune așa: Mădălina crede că îi se cuvine primul loc și că a fi competitiv înseamnă să-ți recuperezi poziția, nu să mă învinovețești pe mine că am mai multe voturi. Cred că ea a fost obișnuită să fie prea mult în primul loc și cumva... A luat-o ca și deja îi se cuvine, e meritul ei, gata, din moment ce a fost așa de departe de punctaj de noi toate, a văzut, băi, eu sunt mult prea peste ele și nu o să permit nimic să mă pună sub ele, că nu sunt sub ele. Adică eu așa am luat-o. E competitiv, dar de a fi competitiv înseamnă să faci ceva legat de situația asta, nu să îmi reproșezi mie că faci tot ce poți, că-s votată sau că să-mi amintești mereu că-s votată. Dar eu ce vină am? Adică să mă admiram, ce vină am? Este meritul tău chiar. Jur că uneori stau pur și simplu și mă machiez și mă dă zic că, cum a fost faza cu stilistul. M-am simțit așa, random. Hai, recunoaște că ai stilist, că pui tagul la una pe story și zic că ai stilist, că tu n-ai cum să te îmbraci așa. Ai, vezi că n-am zis așa, să dea video din culise. Bine, n-ai făcut așa. Nu, dar cineva vorbea de stilist. Dar nu era discuție și nu eram eu, cel puțin nu eram eu implicată. Tu ai vorbit de stilist și ai vorbit despre stiliștii noștri și atunci m-am întors. Nu, eu nici n-am deschis gura, o să se vadă, eu nu aveam nimic, eram... Nu știu, erau în spate o zăvălaie, vorbeau despre stiliști și...
mie mi s-a părut că Rux a zis ceva așa. Eu nici faza că eu nici măcar nu deschid subiectul stilist și pentru că nu e treaba mea. Și eu te-am întrebat, tu chiar n-ai niciun stilist? Nu, pe zic că am văzut că ai dat tag la o fată, nu că nu e stilista mea. Nu, ai zis că a, și tu dai tag de lunele zile la una și hai mă, lasă-mă. Hai mă, că n-am zis așa, vorbesc serios. Mă, dă să moară Gibilan. Să moară Gibilan, să vezi, să te uiți pe emisiune. Absolut, 100%, nimeni nu-și face ținutele 100%. Păi tu când ai avut sacul ăla și te-a întrebat cine ți-a făcut sacul cu zvarul, te-a zis că ți l-a făcut cineva. Nu, mi-a lipit cristalul un prieten când am avut timp, adică era o pungă cu A, pe așa și eu vreau o roche și aleargă stilista mea că eu n-am timp să mă duc să iau roche. Mă, da, a fost o pungă cu cristal lipită că nu am avut. De la început ai zis că lucrezi cu cineva și tot postezi și dai tag la aceeași persoană. Nu știu cine este, e cineva. Dar mi-a hainele făcute de ea. Mărușile, rochea alta, rochea alta. Păi și eu la fel, am avut și eu roitorea. Dar e ce cu fata eu mai am treabă. Am haine trimise de prieteni cu care mă îmbrac acasă. Sunt acasă ținutele. Bă, dar și dacă am și dacă nu am, ce contează? Adică... Mă simt așa că nu știu, nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, sunt la modul. Păi contează dacă ai și nu ai pentru că arăți cu degetul pe cineva și tu... Da, eu nici măcar nu deschid subiectul de stiliști, asta e singura, cred că sunt singura de aici. Păi tu ai vorbit azi în culise de stiliști. Pentru că asta a fost subiectul general și eram toate întrebate. Păi și eu la fel, nu m-am trezit de dimineață și am zis, bă, azi mă duc pe subiectul ăsta. Dar eu chiar sunt, cred că, singura care nu deschide subiectul de stilist pentru că nu am și nu există în vocabularul meu momentan cuvântul stilist, că nu sunt... Ai fost întrebată, știi că suntem întrebate și să deschid anumite subiecte în culise. Nu. Iar la Madalina, pe tine ce te-a deranjat, de fapt? Că mi se pare că e în ea și că oricând o să rebunească cu subiectul ăsta ca și cum... Și eu ce vina cu care adică, subiect? Cu stiliști? Cu stiliști și cu voturile. Adică mă simt așa ca și cum, bă, ce că să nu fac? Nu am cum să răbunesc că... pe un subiect de genul ăsta. Tu ești cea care îl aduce în discuție. Cum să mă răci? Adică nu e ca și cum... Pe mine mă dezavantajează subiectul acesta. Nici de cum nu e un avantaj. Nu știu de ce ne certăm, că gândesc aceeași chestie și nu înțeleg doar de ce avem discuția. A fost faza aia că n-am înțeles-o, că m-ai acuzat cu aia cu Instagram-ul, că nu știu ce. Mi-ai răspuns, eu am avut impresia că tipa respectivă este lista ta. Fata care coase hainele, efectiv. Păi de unde să știu, eu merg cu tine când coși tu hainele. Dacă pe profilul ei vezi că nu e stilist, coase. Eu n-aveam de unde să știu. M-ai lămurit. Uite, Ioana a fost de acord cu Ruxi și spunea că te-ai cam odihnit așa pe primul loc. Nu, am spus, chiar am fost un pic mai rea, să zic așa. Am spus că ți-ai luat, că am luat-o în cap cumva și că ai prins cumva aripi. Cred că așa e în orice competiție, când ești pe primul loc și cam nimeni nu se apropie de tine și ești un pic relaxată, că orice s-ar întâmpla pe tine nu te afectează. Și atunci când pici de pe la acel loc, încep să te agiți să vezi competiția, de fapt. Până acum n-am simțit competiția. Eu nu cred că ai simțit competiția până acum. Până când nu ai luat două steluțe. Atunci ai început să vezi, de fapt, stai un pic, că nu mai sunt prima. Da, dar s-a observat în toate galele mele, deși aveam un număr de steluțe destul de considerabil, în toate galele mele eu am încercat să fac ceva. Să aduc draga ceva. Mea, toate am încercat. Toate facem și chiar... Nu mă refer la asta, mă refer chiar dacă aveam un... Nu că m-am lăsat pe ureche. În fiecare gală mi-am făcut costume pe măsura mea, la croitoreasă. M-am dus, am dansat, m-am dat cu capul de pământ. Nimeni n-a zis nimeni. Știm că toate muncim. Ioana zice că eu m-aș fi lăsat oarecum pe ureche. Nu m-am lăsat, că în fiecare gală mi-am dorit să prind podiumul. Nu. Ascultă-le pe noi, suntem 8. Spune-mi altceva, tu înțelegi ea altceva. Cred că zice că ai avut un șoc psihologic care nu te așteptai, pentru că tu cumva psihologic te liniștisei, că ajunsesei foarte departe de noi toate și cumva psihic erai foarte liniștită. Nu înseamnă că nu făceai, da, dai tot ce puteai în platou, dar psihic erai liniștită. Și atunci când ai lovit de chestia asta... Cu totul alt discurs. Ăsta e cu totul alt discurs. Stai, draga mea, dacă suntem 8, toate susțin ceea ce eu spun. Nu toate și susțin. Tu acum... Oh, no. Păi care nu eu toate? Nici n-am intrat în discuție. Păi nu, adică... Adică nu mai înțelegi. Adică vrei să zici că n-ai înțeles ce am putut eu să spun sau ce vivea? Te trezești și nu ai zis, Rux, a zis mult mai ok. Că am fost relaxat. Păi nu, tu mi-ai zis că m-am obișnuit pe primul loc și eu n-am mai făcut nimic în această competiție. Nu că nu ți-ai dat interesul. Am spus asta, că nu ți-ai dat interesul? Cumva că ai fost acolo. Hai, că nu ți-ai dat interesul, te rog frumos, cuvântul ăla nu l-am scos. A zis că ai luat aripi, că ai fost pe primul loc. Nu, și da, și cumva n-ai mai văzut. Mă lași, te rog frumos să vorbesc. Voi am să te ajut, nu mai țipa. Păi da, lasă-mă, dragă, să vorbesc. Te explic, ai spus că te-ai odihnit pe locul întâi, se referea nu că te-ai odihnit. Nici măcar odihnit nu am spus. Asta ai zis mai înainte și nu mai țipa, că dai tuturor oamenilor o stare rea dacă țipi așa. De asta mai pot eu și stare îți dau ție, că eu am o stare foarte bună, știi, într-adevăr. Că tu oricum ai zis că toate avem aceeași părere și am vrut să intru în discuție să... Păi,
La modul că bine, eu am spus, n-am spus, nu, eu nu vreau să mă încerc, deci nu că nu ți-ai dat interesul, ai făcut momente și noi am făcut momente, fiecare a făcut un moment după mintea lui și după imaginația și după stilistul pe care îl are, dacă e să o luăm așa. Asta nu înseamnă că eu mi-am dat mai puțin interesul sau Sensi sau oricare altă fată. Eu doar asta și am spus. Și ceva, nu mă întoarce pe la Ploiești și pe la Pitești și pe la toate astea. Da, te întorc și pe la Timișoara, dacă dar trebuie. Dar lasă-mă fată în pace. Bine că avem autostradă și spre Ploiești. Te rog eu, mă lași. Uite, nu mai eu mă ajut să mai comunicăm. Te rog eu, lasă-mă în pace. Foarte bine. Mă storci de energie. Faptul că cumva se victimizează, mie nu-mi place victimizarea, nu-mi place când cineva încearcă să fie ceea ce nu e. Ea cumva acum o dă la întors cu faza asta că vai, aș cere scuze, dar de fapt ea nu își retrage cuvintele, dar de fapt ea își cere scuze și își retrage cuvintele, dar nu își retrage cuvintele, păi hotărăște deodată că deja m-am plictisit și mă doare capul și după aceea cumva tot ea e nervoasă că eu încep să țip la ea și că încep să mă enervez. Păi draga mea, dacă tu n-ai mai comenta și nu ți-ai fi deschis gura de prima dată să fii răutăcioasă cu mine, nici eu n-aș fi avut ce să spun, că nu mă interesează nici viața ta, nici n-am nicio gară cu tine. Adică, prapaștin, nu este despre Mădălina Panfile, hai să fim serioși. Nu e ea cea mai cea, nu e ea cea mai bine îmbrăcată, avem toate stiliști, aproape toate, hai să fim serioase, că dacă ar fi fără stilist, n-ar mai sta așa clasamentul, știi? Toată lumea chestia asta. Hai să vedem cum arată ținuta. Da, Ruxi. Ținuta îmi place foarte mult cum arată așa, arată stilat. Din punctul meu de vedere, e ușor improvizat cu baticurile. Nu, ele sunt făcute, croite, nu sunt puse. No, dar așa pare de aici, de aici. Dar în rest, îmi place, ciocatele nu mă sparg. Nu mă sparg, că-s de lac și nu mă sparg, efectiv. Dar arată foarte stilat ținuta, din punctul meu de vedere. Eu am o altă teorie față de Mădălina. Știți oamenii aceia care merg la job doar pentru a câștiga bani și oamenii care merg la job și le place ceea ce face, tu îți faci treaba foarte bine, foarte bine. Se și văd rezultatele. Rezultatele. Dar că nu o faci cu aceeași pasiune. Mereu vrei să fii acolo pentru steluțe, nu o faci cu dragoste. Uite cum umple scena Ioana. Se vede că îi place ceea ce face când e însărcinată sau Ruxi la fel. Tu de ce nu o faci? Tu de ce nu o faci? Tu de ce nu umpli scena? Eu nu știu să dansez, eu nu știu să mă esterilizez în modul acesta. Să dansez, eu nu știu. Dar tu ești foarte competitivă și mi se pare că o faci doar pentru steluțe și, repet, o faci foarte bine. Momentul tău a fost foarte bun și mereu spuneai acolo că mi-e frică, wow, ce a făcut Ruxi, mi-e frică că eu nu o să fiu la nivelul acela. Mi se pare că este foarte mecanic, adică are un rol, defilează frumos, intră în anumite personaje. Atunci n-aș mai avea de ce să mă consum și să am... Aceste exteriorizări care nu-mi prind și nu-mi fac ok. Un om care n-ar iubi ceea ce face și nu și-ar da și n-ar pune suflet, nu s-ar exterioriza. Cum mă exteriorizez eu și încerc să mă controlez. Dar să dea dracu dacă nu mă scoate din țânțâna. Azi v-a spus op pe mine, bă, abia intrase, mă înțeleg, emisiune. Nu. Bă, n-ar mai fiți rele, mai ales tu, Ioana. Bă, ești rea, sufletește. Da, într-adevăr. Înțeleg, să faci o caterincă, să dai ce, bă, dacă nu omul e rău în sufletul lui, asta mă nebunește. Într-adevăr, sunt o persoană atât de rea, pentru că eu mi-am spus punctul de vedere după ce tu ai deschis subiectul ăsta. Bă, dar zici de 10 ori, dacă te rog, bă, lasă-mă, nu mai mă băga în seamă. Deci nu, ca să nu fie discuția asta, tu nu trebuia să comentezi nimic la adresa mea. Îmi comentezi ținutele, îmi comentezi orice, dar nu-mi spui tu mie că vezi, Doamne, că eu sunt în competiția asta, că mă botez. Uite-te la emisiune să vezi că eu... Hai, lasă-mă, la tău, o dramatizăm atâta. Ok, te rog să nu mai vorbești cu mine. Dar cumva ei place să evidențieze chestia asta pentru că știe că prinde la public. Publicul ăsta, consumatorul de televizor, de televiziune, empatizează și când vede pe omul în acest se plânge pe la televizor și mai zice că are și două fetițe și care n-are timp ea tot timpul să-și aloce copiilor sau familiei și știi cum e, lumea empatizează cu chestiile astea și este normal. Dar nu mai arunca tot atâta în față că tu ești miezul, că tu faci tot show-ul, parcă numai despre tine. Ei trebuia să se numească Mădălina ai stil și noi suntem de umplutură. Pot să zic și eu ceva? Da, Viviana. Mie îmi place foarte mult ținuta, mie mi se pare că Mădălina îi place că este aici, că tocmai nu s-ar mai chinui atâta și n-ar mai fi supărată în culise dacă n-a luat steluțe sau... Mie mi se pare că își dă interesul, dar da, poate nu e ea o fire artistică și nu dar dansează, și înțeleg nu partea cântă, asta. E nu mai joacă. Introvertită și nu se poate exprima. Da, dar se de vede că e implicată din da, toate punctele de vedere. Da. Dar nimeni n-a spus că nu e implicată. Nu, zicea și astăzi, are o ținută foarte bună, mi-mi place mult în afară de ciocat, că arăți bine și de fiecare dată te-ai prezentat.
reprezentat foarte bine. Și mulțumesc. Chestia asta ce s-a întâmplat între voi îmi aduce aminte de ce s-a întâmplat între mine și Rux. Și parcă acum încerc eu să fiu porumbelul păcii și să vă... Stai cu minte că e rolul meu la stai acum. Ah, stai să cu minte că e rolul meu. Mulțumesc, fetelor. Hai să ascultăm părerea juraților despre moment și ținută. Forță, Mădălina, în fața lor. Ai avut un moment mișto, un moment amuzant, ținuta mi se pare foarte mișto, îmi place ploaia asta de franjuri și cum vine așa dispuse pe o singură parte, pe diagonală. Da, e un styling foarte reușit. Tema aceasta a fost în aproape fiecare sezon Bravo Stil. Cât de bine te-ai coordonat tu cu Aris, momentul pe care l-ai făcut în Gala Gypsy. Abordarea aceasta a temei n-a mai avut-o, cred, nicio concurentă până acum. Lucru care, repet, îl laud, plus că ai avut cu el o coordonare perfectă. Nu știu cât ați repetat, nu știu cât ați repetat. Tu nu ești dansatoare, el e. Vis-a-vis de ținută, uite, o să las pe Tibi să spună în continuare ceea ce crede și el, pentru ca să rămână o surpriză ceea ce cred eu despre ținută, deși cât de cât ți-ai dat seama. Momentul a fost foarte bun. Bravo, Puștule, te descurci extraordinar, i-ai dat valoare Mădălinei. Stylingul arată foarte bine. Din punctul meu de vedere, cizmele din lac nu fac altceva decât să încheie foarte bine, uitându-mă la tine către față, prin prezența lacului, lumina, reflexia mă face să am și un punct de focus acolo. Îmi place foarte mult echilibrul ăsta pe care l-ai creat tu, deși e o diagonală și de la spate arată foarte bine, și accesorizarea, per total, ai făcut o chestie foarte mișto. Vă mulțumesc. Să vedem notele. Bravo. Mulțumesc frumos. Îmi place mult și în general ești o concurentă excepțională. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc frumos. 4. Nu e rău, Mădălina, e foarte bine, felicitări. Mulțumesc. Iar plângi? Nu plâng. Nu, mai m-am revigorat un pic. Te-ai mai revigorat un pic? Bine. La microfon, te rog, vorbește cu cei de acasă. Celor de acasă, vreau să îmi cer scuze pentru felul cum am reacționat. Și știu că am greșit față de mine, în primul rând, că eu trebuie să fiu cea care să se vadă în oglindă, să placă în același timp. Și votul vostru e cel mai important în această competiție, așa că votați-mă cu 5 la 1206. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Surpriză! Când vine vorba despre momente artistice și, și dans, Carmen Negoiță se transformă. Și bineînțeles că asta se întâmplă mai ales. Se transformă în bine. E de bine. E de frumos, nu? N-am dreptate? Ba da. Pot accepta dacă mă înșel. Cine știe, curioasă sunt ce a pregătit pentru astăzi, cum arată momentul ținuta Carmen Negoiță. Din toate punctele de vedere și pentru faptul că de fiecare dată când intru pe scenă am emoții și pentru momentul din această seară care o să fie destul de periculos. Am de două ori emoții seara asta.
Aleșina pe bune. Eu chiar aleșina pe bune. Aleșina pe bune. Bine ai venit în gală, Carmen. Bine v-am găsit. A fost pe bune sau joc actoricesc, ca să știu... Nu, cuțitele, da, nu, leșinul ei, nu, nu, leșinul ei. Trebuie refăcut momentul cu tine? Carmen, nu, cu măta mare. Doamne, trebuie refăcut momentul, du-te, luați-o. Mă târăsc că m-am transpirat. Trebuie refăcut momentul cu bada. Că-mi tremură picioarele și acum. Mi se pare foarte periculos. Vă jur pe măicuțele mele că mă târâi cu Filimon ca o pechineză până tot platou toată viața, dar nu mă pune să mă vrâng până cuțitele alea. Nicio. Le mulțumesc colegilor tăi. Mulțumesc, sunt mulțumesc. Absolut special. Eu nu știu de unde atâta concentrare, eu nu știu de unde atâta curaj să stai acolo. Oh, ferească Dumnezeu. Forțile te deschid pentru voi. Am mulțumim tare mult. De vreo 3 ori. Mulțumesc. Bravo, felicitări. Că ne-ați dat... Curajoasă și Carmen, vino aici lângă mine, draga mea. Viviana? Nu știu ce să zic despre ținut, aici chiar nu-mi dau seama. Îmi place oarecum care elementele gypsy, dar nu știu, nu-mi plac paietele roșii cu auriu din picioare și cu tot. Adică, per total, nu-mi place foarte mult. Recunosc. Mm-hmm. Dar legat de moment, de prestația lui Carmen... Ți-a plăcut? Am fost mulțumită, da. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută și moment Carmen Egoiță în fața lor. Dragă Carmen, înainte de a face orice fel de analiza ținutei, trebuie să spunem că ea, ținuta, se confruntă cu o mini-situație. Nu este neapărat o ținută de gală, chiar dacă tu ți-ai pus un top cu paiete. Adică ceva din ținută, din vâltoarea sau non-vâltoarea stylingului, mă trimite mai mult către o ediție din timpul săptămânii, nu neapărat de gală. Da. Nu mă omor după prinderea eșarfei. Și după cum spuneam, da, nici cizmele nu mă conving foarte tare în combinația asta. Are un boho chic mai degrabă și, nu vreau să mă repet, dar mă trimite către zi, nu către gală. N-aș putea să spun că este ceva greșit în ținută, exact așa cum a spus Bonis. Dar ținuta n-are strălucire, nu are lumină. Culmea, într-o gală cu asemenea temă, unde ar fi trebuit totul să strălucească, este puțin plată. Ținuta ta, Carmen, pentru mine e previzibilă. E foarte ușor de făcut aproape de toată lumea. Felul în care, într-adevăr, ai pus acea bazma, acel batic gypsy peste umeri, l-am văzut peste tot și, iată, în gală ne așteptăm cu toții să vedem ceva mult mai mult. Ai pierdut foarte mult timp din moment, oferindu-le celor care ridicau adrenalina un main focus, ceea ce nu trebuie să faci. Am înțeles. Mulțumesc. Nu vreau să credeți că sunt austriac Răuța. Nu sunt austriac Răuța, a fost trei. Austriac non-Răuța vine cu prăjituri kirșe. Doi. Doar doi. De. Austriac foarte... Foarte. Da. Așa e nemții ăștia, bă, băiatule. Da. Vorbește cu cei de acasă, Carmen. Dragii mei, am fugit puțin astăzi de multe încărcări, de mult auriu. Trebuia probabil să exagerez mai mult cu această ținută care îmi permite styling-uri cât mai complexe, dar poate data viitoare o să fac o figură și mai bună. Dar am nevoie și de încurajările voastre și de votul vostru la 1206 cu indicativul 3. Mulțumesc, Carmen! Pare că se duce mult, mult, mult mai mult într-o zonă de festival boho chic. Asta este ideea, înțelegi? Plus că nu are ținuta, chiar dacă, ok, curea, fără curea, nu știu, n-are, deși avea paiete, deși avea roșu, mă rog, în sfârșit, bă, n-avea strălucire, culmea. Nu știu, avea ceva tern. Eu aș fi schimbat tot acolo. Nu vreau să fiu Răuță. O să fiu doar puțin. Nu-mi place. Da, și la deal și la vale, asta e competiția, câteodată suntem pe culmile extazului, altă dată, din păcate, facem o baie, ne blăcim în râu.
Mergând mai departe, sper și cred că urmează un moment super ritmat, superb, fabulos, plin de culoare, bineînțeles semnat Anda Adam! Serioase? Sigur că da. Că Giuliu cred că s-a încălzit deja. Hai să începem. Distracția! La Bravo High Steel! Așa sunt oamenii simpatici, la fel ca Ilie Gavandici. Oh, oh, oh. Bravo, ai stil și valoare, frumoasă prezentatoare. Bravo, ai stil, e sloganul și-l cel la Moris Molteanu. Se știe! Lui Anta nu-i da papucii, că-s dobloferi și de Gucci. Hai, fetele mele, tot platou, bravo, ai stil, mă mulțumesc! Că e Ruxy opulență. Nu-i pasă de ce cred unii sau ce spune gura lui. Se îmbracă bine fata, dar o depășește Anda. Ca să vadă toată lumea, ăsta-i stilul lui Anda. Și o strofă pentru doamna Raluca Bădulescu, dacă permiteți, cu respect. Marca Iulian de la Ciocărești. Dumnezeu mi-arată mila să se bucure regina. Se îmbracă mereu frumos cu decolteu generos, măi. Știe! Te privește precum uliu Raluca regina în juriu. Își prezintă cu plăcere deltoizi la vedere. Rească! Bine! Pentru Raluca Bădulescu! Hei, 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 hei! Și pentru toată România care se uită la Bravo Stil! Mă prezint cu mare drag, cel mai tare fotograf, măi. A colaborat prin lume cu reviste de renume, măi. Tipic lence cu noroc, fotograful de la Vogue, măi. Se știe! Vrea pe podium în prezentare, dar pe Anda fără haine. Ahaha! Hey, 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 hey.
cum stă bine pe final pentru juriul nostru. Din partea Andrei Adam specială. V-au oferit câte o floare, v-a dedicat și o cântare. Pentru asta mă închin, să primești bravo, ai stil, măi. Doar un Nobel a mai rămase la 1206. Vă spun și nu fac pădurul cu indica divulunului. Să fie primit! Acum odată într-un an, când v-a cântat Iulian, măi. Când v-a cântat Iulian, a dus de an, da-da-da, măi. Lască! Bravo, ai stil! Bravo! Seara, mulțumesc, Iulian de la Ciocănești. La microfon, la headset, please. Mulțumesc, Iulian de la Ciocănești. Mulțumesc, băieți, vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Cu drag, frumoasă prezentatoare. Bravo, 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 stil. Bravo, 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 este super. Și în mod particular pentru Iulian de la Ciocănești, de la Măsa Mare, de la Bulănești. A făcut o rimă, frumos. Și tot deltoidul meu vă salut și vă iubesc. De superb, superb, divin. Sărutări de mâini, doamnă, țineți-o tot așa. Bravo, ai stil. Dumneavoastră, ajută. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc să te mult pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Claudiu, Nicovedanu. Nicovedanu și Claudiu, vă mulțumim din suflet. Măi, Anda, și am zis eu în prezentare că urmează și că e și că, e, ce crezi, a fost superb! Și cred că și cei de acasă au stat alături de tine emoții, și te-au admirat. De ce ai avut emoții? Pentru că nu e zona mea, îți dai seama, deci jur, îmi tremurau genunchii în spate, zic, Doamne, cum mi-am ieșit chestia. Dar e prima oară când cânti muzică lăutărească? Da. E prima oară, nu? Da. E și superb. Am avut super emoții. Știu că vocea mea se potrivește. Prietenii îmi spun că sunt un fel de Salam, dar la feminin. Și îl pup pe frățiorul Salam, care mă și cunosc. Vă pup și dacă vă uitați la noi, vă salut. Doar că îți dai seama, fiind prima oară abordând acest gen total nou pentru mine, nu știu dacă m-am descurcat excelent. Hai să le întrebăm pe fete, ce părere ai? Dar pentru booking, puteți să mă contactați pe Instagram. Exact. Cu cine să vorbesc? Cu cine? Otniela. Evident că a făcut show, a fost un moment plin de energie și cu versuri pentru toată lumea. Ținuta îmi place și nu-mi place. Îmi place ideea de print, ce a pus ea toată varianta asta și suprapunerile pe care le are, dar cumva mi se pare mult. Simțeam nevoia să nu fie atât de mult. Încălțămintea îmi place cum a ales-o, adică înțeleg ideea pe care a avut-o, dar parcă n-aș mai fi... Nu știu, n-aș mai fi pus poate și eșarfa pe care o are tot așa din același, din aceeași zonă, din aceeași combinație, dar e interesant, eu cred că este mult, acum nu știu, juriu o să spună dacă e mult sau nu. Deci păi să fie cu 5-5-5-5-5-5-5-5-5. Fără număr, fără număr, fără număr! Pentru Anda Adam în fața juraților! Inima a cântat mai bine Viviana decât mine, dar na. Doar că apropierea dintre ele s-a produs, Carmen a simțit nevoia să ia apărarea lui Rux și de atunci ele cumva au rezonat. Deci, pe bune. În acest moment tu mai crezi în prietenia dintre tine și Carmen? Nu. Toată victimizarea asta... Că nu asta mai lăsa să termin. Eu în momentul ăla de după m-am considerat victimă, da. Ioana, ești bine? Da. Sigur? Da. Văd lacrimi în ochii tăi, chiar dacă e o distanță, și strămură și vocea, da. Ioana. N-are legătură cu emisiunea. Dar cu ce are legătură? Bravo,
Tu ești prima care abordează în această seară un cote extrem de modern. Da. Adică ai reușit cumva să aduci chestiuni foarte actuale în tema zilei, ca să zic așa, și să împrumuți și elemente din cultura romă, adică și să le îmbini în mod fericit. Găsesc că este un styling reușit. Iar momentul a fost imperial. Bravo, vă mulțumesc! Mi-ar fi plăcut la nivelul taliei să fi venit cu un brâu din latex și uite așa ar fi trebuit să împrumuți mânușile Ralucăi, măcar pentru partea de jos, deci practic să iasă doar de sub mâneca ta negru și să aduci un pic de contrast între roșu și negru și luciul, strălucirea latexului sau a scaiului să facă și mai cool ținuta. Și ce m-am gândit sincer, că în seara asta vom vedea numai pălării negre peste pălării negre. Nu vreau să spun, Doamne ferește, că a fost greșit stylingul pe care l-au abordat colegele tale înainte. Au fost super inventive. Dar ținuta pe care o ai tu are un cote, ca să folosesc, să împrumut din vocabularul lui Măsa Mare, mea genială, și de față prezentă. Foarte foarte actual, foarte modern, foarte trap, foarte Cardi B, foarte ce vrei tu. Îmi place ce ai făcut. Vă mulțumesc din suflet. Îmi place ce ai făcut în seara asta, bine. Mai ai de lucrat, Anda, dar cred că fără discuție este între cele mai bune. Mulțumesc. Evoluții de până acum. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Mulțumesc mult, mult, mult. Dacă am fi putut puncta și cu 0,5, ar fi fost altceva. Te ador. 4 pe linie, Anda, felicitări. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Vorbește mulțumesc, și cu cei de acasă. Super happy. Știți că am foarte mare nevoie de susținerea voastră, chiar dacă, așa cum spunea și amica mea, Mădălina, cei mai mulți followeri pe rețelele de socializare, aia nu înseamnă că omul poate mă și votează, așa că nu uitați că am nevoie de susținerea voastră la 1206 cu indicativ 1, fără număr. Mulțumesc, Anda. V-am oferit câte o floare, v-a dedicat și o cântare. Pentru asta mă închin. Îmi place muzica foarte bună și dacă o manea e bună și vine și cu un mesaj, versurile, nu înțeleg care e problema. Adică uitați-vă la mine, ce credeți că am fost, nu? Am fost un tip care am ascultat Vivaldi, care am asta am ascultat noi în casa noastră, dar când ceva e bun, e bun. Versurile, fetiță, mi-a plăcut glăjbeala, declarații, nu știu ce, dedicații, concurentele, cu, da, mi-a plăcut. Lui Raluca de la Bulănești și lui Cus Creme de la Belești ne-a plăcut la nebunie Iulian de la Ciocănești. În speță și Anda Adam, care a venit pe mode moderne fiertă, tot îmbrăcată până în gât. Nu se lasă Anda Adam de maletă nici moartă. Poate într-o zi o să vedem și noi puțin un vârf de genunchi, da. Cine știe? Bă, dar cum a zis-o pe asta, cu deltoizi la vedere, să ne facă la plăcere, ne-a făcut la plăcere. Splendid. Următoarea concurentă clar se simte din ce în ce mai bine în competiția noastră, își dă cu siguranță tot interesul, cred că și conceptul îi place și sper din suflet să se descurce la fel de bine ca și celelalte concurente. Doamnelor, domnilor, Gypsy Glam și Ioana Filimon. Direct! Direct, da? Da, da, nu mai aștept. Fetele, dacă uit coreografia, faceți ce știți. Super, Ioana Filimon, bine ai venit în gală!
Bine v-am găsit! Vă mulțumesc, fetelor! Fetelor, vă mulțumesc tare mult, porțile se deschid pentru voi. Sunteți, vă mulțumesc din inimă, fetelor, ați fost minunate! Vino aici lângă mine, vino aici lângă mine! Să le întreb pe fete? Musai, da, să le întreb. Să vedem. Madalina? Îmi place foarte mult ținuta. Foarte, foarte mult. Nu știu dacă aș fi mai făcut chestia asta și floarea și bretonul acesta melcișor. Parcă mă duce mai spre Spanish. Păi, normal, țigăncile, cumva de acolo, din ce am... Eu. Am mai văzut, cred că, cam urmărit pe internet galele egipții din celelalte sezoane și am mai văzut câteva fete tot cu florile acestea pe cap și poate de aceea... Mi se pare foarte cunoscută fața, cum s-ar spune. Dar ținuta este foarte, foarte bună. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută și moment în fața lor, te rog. Îmi place ce ai făcut cu fuza asta, măi, nu este o treabă care nu s-a mai văzut. Însă, corsetul îți vine bine, salva ai pus-o bine, aș fi pus cercei mult mai mari, mult mai... Aș fi încărcat ca lumea. Îmi place cum ai pus meci, brățările, se asortează sandalele, momentul a fost bunicel, nu te-ai dat peste cap, Filimon, dar cumva ai un freshness și da, eu am un feeling hitan. Și da, cultura se regăsește în foarte multe țări. Nu trebuie să luăm strict România ca zonă de... referință. Da. Și pe mine mă duci într-o zonă de Spania. Îmi place foarte mult roșul, dar în situația de față, pentru mine, mi se pare că tu ai făcut o alegere de ținută office, ai pus o jumătate de rochie într-o parte și, da, este o influență gypsy, ai pus acel trandafer, ai ales un hairstyle foarte ok, ai ales și niște accesorii, dar nu sunt tocmai aurii, ar fi mers foarte bine aurii, să fie aurite, poleite, și, drept urmare... Iarăși mă voi referi la energia ta, că întotdeauna este una de bun augur, una wow. Mulțumesc frumos! Problema principală a stylingului este că dacă scot această fusteică și scot trandafirul, mi te pot ușor imagina într-un context post-corporatist, dacă închidem blazerul și ajungi la un cocktail sau la un bar cu colegele de corporație și deschizi blazerul și văd corsetul. Sigur că îți vine super pentru că ai un cap absolut superb, iar coafura asta chiar te avantajează. Eu te sfătuiesc să o mai porți în alte contexte. Doar că, așa cum îi spuneam și colegii tale, Carmen, ținuta minus trandafir și minus fusta are un ceva oarecum de zi. Nu mă duce foarte tare într-o gală. Să vedem notele. De la mine mai puțin, Filimon, dar de la telespectator sunt sigură că mai mult, că ești splendidă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Nu e cel mai bine din lume, dar nici rău nu e, Ioana. Vorbește și cu cei de acasă. M-am obișnuit. Ce să fac? Dragii mei, dacă doriți să rămân în această competiție cât mai mult, vă rog frumos să mă votați la 1206, indicativ 2. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Aceasta nu este o gală eliminatorie, însă chiar și așa fetele au nevoie de susținerea voastră. Nu am spus stop vot, deci puteți în continuare să vă susțineți preferata, trimițând SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro per SMS TV inclus. Tariful este valabil în rețelele Vodafone, Orange, Postpay, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro per SMS TV inclus, valabil pentru Orange Prepaid. O seară magică, o seară cu multă culoare, cu mult ritm, cu multă voie bună, se cere performanță, se cere divertisment și dacă mă întrebați, următoarea concurentă cred că poate să livreze toate aceste lucruri. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Sunteți pregătite? Da? Oarecum, da. Viviana Sposub! În seara asta facem show cu Cana Jambe. Sper să-mi iasă bine, mai ales că nu e un stil pe care eu l-am mai încercat vreodată. Gândiți-vă că eu am studiat muzica clasică și acum o să cânt cu totul altceva, dar e așa, pe sufletul meu.
Cana Giambe! Mare, Bactare Ceavale! Aici pe scena Bravo ai stil, au mai fost momente, dar ca ăsta, Iisuse Hristoase, vă felicit din toată inima! Le mulțumesc băieților de la Cana Giambe, îl salutăm și îl iubim pe domnul Dan Bursuc. Azi noaptea a luat ființă piesa asta, la masă am stat toți, incredibil. S-a compus piesa, versurile, auzi, le-am da? Mai uitat, le-am mai știut, dar astăzi a ieșit un moment senzațional, mulțumim domnul pe Dan lângă Bursuc. Faptul că tu ai cântat, adică Viviana a cântat live, despre ce vorbim? Viviana cânta live. Doi, Cana Giambe a mai fost la noi în platou. Ține minte momentul memorabil cu Teo Roz, care a ajuns numărul 1 în trending. Pe care o iubim și salutăm. Bineînțeles, spectacol ca de fiecare dată. Băieți, toată stima din partea noastră. Vă mulțumim că ne face serii. Vă iubim, vă iubim. Mulțumim din suflet. Porțile se deschid pentru voi. Cana Giambe alături de Viviana. Auziți, da? Eu vreau să țipe și pentru mine cineva așa. Ilinga! 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 Ilinga!
vă mulțumesc din suflet. Cântărețele care se duc în concerte și da, toți fanii le scandează numele, cred că se simt superb, așa, mi se pare senzațional. Asta o să zic, aia, mă doare, mă doare inima. A cântat mai bine Viviana decât mine, dar na, eu n-am zis că am talent la cântat, am talent doar la... I-am făcut să râdă, mă, i-am făcut să râdă. Aș vrea să te întreb dacă, de fapt nu dacă, pe ce crezi tu că se bazează prietenia sau apropierea dintre Carmen și Ruxy? Am mai fost astăzi întrebată despre relația dintre ele două. Ruxy acolo. Acolo-i Ruxy, acolo-i Carmen. Cred doar că s-au mai apropiat în ultimul timp. La machiaj s-a discutat despre o asociere între voturile într-un număr foarte mare ale lui, Rux și prietenia cu Carmen. Măi, de, îți dai seama, pe Sensi o știu de mult timp, adică de Sensi chiar eram apropiată și sunt în continuare. Dar așa nu, cu Rux am avut aceeași interacțiune de la început până la, final, așa, foarte friendly, dar nu... Nu ne sunăm, Doamne ferește, nu ne facem să ne duc, dar la modul gen că la modul ăla de apropiere să intrăm cu bocanci în sufletul omului, adică gen, știi, încep să te sun după toate, am văzut că ești încep să te sun, să te, nu la modul ăla. Nu știu, mie Carmen și Rox mi se pare destul de apropiate, mai ales după faza cu conflictul, atunci au devenit puțin mai apropiate, dar nu cred, nu știu dacă are legătură cu voturile, a avut legătură cu situația aia. Nu, cred că doar pentru că am rezonat cu o chestie, dar asta nu înseamnă că, cum ziceam, noi ne sunăm și stăm la povești, adică a fost o chestie punctuală, bine, ne intersectăm, povestim, dacă vreau să-i cer o părere, îi cer. Ce face nimeni da, acasă. Da, eram normal. Că, adică care să se fie apropiat de Rux pentru că are asta tu l-am stăzut. Asta nu știu, nu pot să zic așa ceva. Eu zic strict de conflict, mi s-a părut că acolo ele s-au susținut, adică Carmen a susținut de Rux și de atunci s-a legat o chimie mai... Nu știu să zic așa ceva, niciodată că nu, nici nu... Nu știu. N-are, chiar nu. Nu e cazul. Că s-a apropiat de mine din cauza că-s votată. Păi și cu ce poți să ajung pe Carmen dacă-s votată? Nu e ca și cum poate să dea din voturile. Nu poți să dea din voturile mele, adică cu ce interes ar avea? Nu, eu nu cred. Eu cred că toată lumea, adică cum trec zilele, știi, dacă ai o afinitate către cineva, dacă te înțelegi bine cu cineva, cred că se accentuează starea și că se vede că îți place acea persoană sau nu-ți place. Dar nu cred că a făcut Carmen ceva cu un interes sau nu există. Eu mi-am exprimat și atunci părerea, cred doar că apropierea dintre ele s-a produs. Eu sunt porumbelul Păcii și Cupidon în acest platou. Așa. Cred că s-a produs atunci când eu m-am certat cu Rux, Carmen a simțit nevoia să ia apărarea lui Rux și de atunci ele cumva au rezonat și s-au întors împotriva mea amândouă. Adică Rux era atunci pe primul loc în preferințele telespectatorilor, iar tu ai declarat la un testimonial zilele trecute așa, că acest lucru stă la baza apropierii dintre cele două. Faptul că Rux este foarte plăcută și de public și plăcută de fete, plăcută de juriu, o face pe Rux să aibă cumva întâietate în această situație. Și Carmen a decis să fie, nu a decis, poate a considerat că este mai favorabil să fie de partea lui Rux, având în vedere că toată lumea se rămie în cap și acum eu sunt Maia Neagră, deci sunt îmbrăcată în alb, sunt Maia Neagră a platoului. Normal că e riscant să fii de partea mea. Nu mai știu ce am declarat la testimonial. Sau faptul că, uite, Carmen s-a apropiat de Rux. Nu, dar am spus nu doar de Carmen, am zis în general faptul că Rux este o fire plăcută și aici în platou și acasă. Le face pe fete să se apropie mai mult de ea. E mai greu să te apropii de cineva care e Oaia Neagră și e mai mișto să fii în gașca fiind celei Oaia mai Neagră, iubite. Cine? În cazul care a fost cu discuția noastră, am fost eu. Nu e adevărat. De unde a scos-o pasta e doar în minte. M-ai născocit un subiect ca să nu știe cum să se mai... Deci, pe bune? De unde a scos-o pasta? De unde eu apropiată cu Rux? Dar ce ne sunăm acasă? Avem vreo treabă? Tocmai de asta spun că are, mi se pare că are un rol negativ. Tot timpul găsește dintr-o mare de bine. Dacă cineva reușește să scoată picătura aia, mi se pare că ea ar putea să facă. Și la gala mea, când am cerut să mă elimine, îți dai seama că nici mi-am dat seama. A zis o fază, îți dai seama, n-a zis nimeni nimic.
s-a trezit ea să zică: dar de ce mi-ai zis să te voteze lumea? Tu nu voiai să pleci acasă. Nu mi se pare că, da, exact, virgulă, Carmen s-a apropiat de mine. Din contră, noi, în afară de ce vorbim aici prin, cu toată lumea, nici nu... Nu avem nicio treabă, efectiv, niciuna. Deloc, nu știu unde e chestia asta, nu, n-am nici înțeles. Nici nu înțeleg. Și în afară de câteva interacțiuni pe care le avem și discuții, crede-mă, chiar nu suntem prieteni așa să... Nu m-am sunat niciodată cu Rux să zic ce faci, cum ești, niciodată. Nu, dar nu-ți răspunde, că și eu am sunat și nu mi-a răspuns. Nu! Lăsând asta la o parte. Eu, de când am avut chestia asta cu Rux, am avut parte de foarte mult hate pe online, adică foarte mult, foarte mult, n-am avut în viața mea. Și mi-a trecut prin cap faptul că dacă nu aș fi... n-aș fi intrat în acest conflict cu Rux, poate oamenii nu ar mai fi avut o stare atât de proastă față de mine. Nu știu cum să mă exprim acum, sunt foarte obosită. Dar fetele, spre exemplu, i-au ținut ei partea. Și poate ele sunt mai câștigate în fața publicului, cine știe. Dacă ar fi fost așa, nu știu, să zicem că am fi legat vreo prietenie și aș fi dorit să am acces la follower și lui Rux, să fi făcut story-uri cu mine sau schimburi de chestii astea, adică eu cred că acolo se ajunge când începi să faci chestii. Dar faptul că mi-am susținut un punct de vedere și ne salutăm și vorbim strict chestii punctuale în culise, dacă, crede-mă, dacă sunt acasă și am un sfat de cerut sau am nevoie de ajutor uneia dintre colege, de cele mai apropiate sunt de Sensi și de Otniela, pe care le sunt. Știi cumva un loc de unde pot să-mi iau? Nu o să sun pe Rux. Okay. Adică că nu stând la modul ăla de apropiere. Deci clar nu. Ok. Viviana, în acest moment tu mai crezi în prietenia dintre tine și Carmen? Dintre mine și Carmen? Nu. Sincer acum. Adică nici nu știu dacă a fost prietenia, având în vedere ce s-a întâmplat aici. Cu siguranță am fost apropiate și obișnuiam să ne mai întâlnim, uite, să facem story-uri sau să facem poze împreună. Dar acum nu mai cred. Nu. Nu, nu, nu. Pentru că nu a fost doar un moment în care, nu știu, Carmen a luat atitudine și mi-a spus: bă, Viviana, n-ai făcut bine acolo, uite, hai să te sfătuiesc, eu aș fi făcut altfel. Nu, ea m-a blamat și a continuat chestia asta timp de mai multe episoade. Și atunci, că normal, mi-am pus întrebarea că ori relația dintre noi nu era chiar atât de reală dinainte. Sau hai să zic un lucru, m-a deranjat atunci și probabil s-ar fi încheiat în momentul acela. Și chiar, uite, acum nu mai este. Adică chiar nu știu dacă, n-am nicio chestie, ai văzut că vorbim, n-avem, Doamne ferește, da, n-am normal, nicio treabă, nu este, Doamne. Cred că cu orice fată de aici, cu orice concurentă vom continua să vorbim. Clar, doar că momentul ăla în care tu, din punctul meu de vedere, în loc să zici: bă, uite, a fost o chestie greșită și așa, tu te-ai poziționat pe zi ce trece mai mult ca o victimă. Și aia m-a deranjat cumva mai tare. Eu, în situația aia de după, nu în momentul în care eu am atacat-o pe Rux, că eu atunci am recunoscut că am atacat-o pe Rux și că am vrut să simt exact ce am simțit eu. Eu atunci mi-am recunoscut poziția. Dar după, în momentul când majoritatea fetelor m-au atacat și au continuat timp de mai multe episoade, nu doar în gală și nu doar în ediția de după, să spunem, când încă mai erau așa câteva flăcări care nu se stinseseră, atunci... Tu ai continuat și ai fost fermă pe poziții. Puțin, dacă relația dintre noi... Dacă te las pe tine să vorbești, iartă-mă. Tu ai fi putut veni fix după gală sau, având în vedere că noi ne cunoșteam dinainte, puteai să vii să zici: mă, Viviana, ce cu tine? Eu te știu altfel. Uite, n-a fost ok chestia aia. Ți-aș fi spus și eu: băi, uite, Carmen, eu am simțit asta, asta, asta. Și poate mai fi înțeles și tu pe mine, ți-aș fi înțeles și eu opinia, este, dar între noi a continuat chestia asta. Este foarte simplu să ceri de la alții și tu să nu faci, înțelegi? E foarte simplu să ceri. Gândește că poate ar fi fost și cazul invers, în care ai fi zis: băi, Carmen, hai să mă înțelegi de ce am făcut chestia asta și așa. Păi da, faptul că tu m-ai atacat pe mine. Dar vreau să întreb, lasă-mă puțin să vorbesc. Da. Te-ai întrebat vreodată, dacă tu zici că toate fetele au avut ceva cu tine? Nu am zis toate fetele, am zis majoritatea, nu majoritatea, am zis toate fetele. Dar trebuie să te întrebi în cazul ăsta, dacă aș fi avut doar eu o problemă și restul erau, dacă sunt atât de multe persoane, nu cumva ar trebui să spui un semn de întrebare că ceva a fost destul de greșit? Eu mi-am pus un semn de întrebare de ce, când a fost cazul meu, niciuna n-a reacționat. Ăsta e semnul de întrebare pe care eu l-am pus. Că totdeauna e despre alții și nu stai să le interiorizezi. Uite, eu după ce ne-am atacat și așa, eu am stat și mi-am făcut o analiză cu mine și mi-am zis: băi, nu e ok, poate fata are motivele ei, m-am supărat, a fost o chestie de moment, mi-am revenit, sunt ok, nu vreau să mai deschid, adică nu o să mă mai implic la modul acesta, dar când o să văd chestii de nedreptăți, o să zic punctual ceea ce mă deranjează. Și eu am dar spus, eu... faptul că tu te-ai legat atunci de momentul dintre mine și Rux, am înțeles. Dar după, te-ai luat de faptul că
juriu m-ar nota pe alte criterii, că eu sunt adus aici doar pentru scandal, că nu am stil, că am ținut proaste. Chestiile astea au continuat și m-au deranjat și le-am pus pe baza acelei disensiuni. Nu. Asta mi s-a părut atunci și faptul că jucai rolul acesta din punctul meu de vedere era toată victimizarea asta. Că nu asta mai lăsați să termin. Eu în momentul ăla de după m-am considerat victimă. Da. Dar asta zic, când greșim și toți greșim, e bine să știm să ne mai cerem și iertare. Știi că toți ajungem într-un punct în care suntem foarte jos și avem așa câte o răbufnire. Dar eu să-mi cer iertare? Dacă îmi spui și pentru ce anume, o să fac. Uite, nu știu, când ai... Uite, băi, am reacționat foarte impulsiv și îmi pare rău că am reacționat. Că atunci am reacționat, dar nimeni nu și-a cerut iertare față de mine când eu am fost în aceeași poziție. Voi, nu ați... Nu voi, câteva fete, că mai înainte ai spus că nimeni sau toată lumea e în contradictoriu cu mine. Nu este așa, nu toate fetele sunt în contradictoriu cu mine și nu toate fetele au aceeași opinie ca tine sau ca mine sau... Ai spus suntem majoritatea, diferite. Acum tu te majoritatea, da. Păi, despre asta. Dar, chit că voi nu mi-ați luat apărarea sau nu ați considerat că poziția mea a fost aceeași cu cea lui Rux din gală, eu consider că nu am, în momentul ăsta și nici atunci, nu am de ce să-mi cer iertare. Dinte pentru dinte, ot pentru ot. Eu îmi cer iertare că am fost rea cu tine atunci nu... și că m-am așa, dar uite, chiar m-am simțit, după aia mi-am analizat și am zis, poate nu trebuia să... Dar, într-adevăr, cred că un cumul de factori s-a strâns acolo și poate am fost un pic mai directă și nu trebuia să fac acest lucru. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Da, suna foarte... foarte, foarte drastic, așa, e foarte o vorbă, dramatic. Rux. Știu vorba, dacă nu o zici să moră, dacă, pentru oamenii dinte, din fața noastră sunt dinaică și pleznești cu mănușa, ne vedem la duel. Nu, este fix un proverb, cred că... Când a exagerat, aș fi vrut să-și ceară scuze când a exagerat în gala aceea, dacă cumva zicea, băi, am vrut așa, dar uite, îmi pare rău că am făcut chestia asta, cred că cumva s-au temperat, dar poziționarea ei cumva... Și victimizarea și în continuare cu aerul ăla de superioritate, știi, te irită un pic. O femeie destul de împăciuitoare și când reacționezi așa este clar că cineva este un cumul de factori pe care îl face atât în fața camerelor cât și în spatele camerelor. Raportarea și în vestiar. Când intri și treci prin vestiar și te duci așa glonț și ești așa, îți dai seama că îți da... Măi, deci spun că nu prea interacționează cu nimeni la vestiar. Adică foarte, foarte rar o auzi. Uitați-vă la niște chestii. De curând m-am uitat la gală. Vorbeam toți, ea stătea într-un colț pe canapea și avea fața aia așa. Așa stătea și se uita. Zicei că este spion în colțul camerei, efectiv. Ioana? Nu știu. Cred că mi-ar fi plăcut niște brățări. Nu-mi place neapărat ținuta. Mi-a plăcut foarte mult momentul și nu știam că ai și calitățile astea artistice. Aș fi vrut ceva accesorii, clar. Adică eu asta a fost cumva, și ideea, fac cumva comparație... Să nu fie foarte mult în direcția de gypsy. Aia la că... mâini ceva, că la gât. Da, cumva fac comparație la mine. Adică cumva, uite, niște brățări din astea, așa văd eu, cumva peste mănuși sau niște inele, cu toate că nu cred că mergeau inele peste mănușile alea groase. Sau ceva, sau poate lanțul de la pălărie, dacă ar fi fost mai bogat în... auriu, gen să fie o salbă, cumva interpretată, făcută, chiar că cred că mi-ar fi plăcut mai mult. Dar așa, ținuta nu mi se pare neapărat o chestie foarte wow. În cele ce urmează, aflăm dacă ținuta este bună sau nu, ne spun asta chiar jurații în fața lor, Viviana. La fel. Bate vântul în frunzele, bate vântul și frunza s-a împătat și ganca mea. Măi, ce surpriză ești! Este un look pe care eu l-am mai întâlnit, l-am mai văzut aici, colo, în incursiunea mea prin modă, dar este un look plăcut. Se poate demonstra că prin simplitate totuși poți atinge targetul propus, gypsy, gală gypsy. Dar hai să numărăm câte elemente de styling avem, nu de accesorii, ci de haine. Avem o rochie. Basmalele. Basmalele sunt cusute pe acea rochie. Da. Deci, practic, nu ai cumpărat această rochie per total. Este făcută. Pălăria era simplă cu chestia da, asta este accesoriu. Adăugată cu niște ace de siguranță.
Mănușile și cizmele. Da. Și cerceii. Și cerceii. Care sunt mai simpli. Da. Asta a fost și ideea, să fie simplu și să aibă elemente și cumva ai atins, din punctul meu de vedere, ai atins această zonă de gipsy. Numai că demonstrând într-o zi ca asta, o zi mare, gală, trebuie să plusăm un pic mai mult. Să nu uităm de ce suntem aici, da. Fetelor. Atunci propun să mai facem așa o trecere în revistă, o scurtă trecere în revistă a ținutelor din platou, ca să vedem stylingurile propuse încă o dată. După aia ne oprim cu focus pe tine. Și uite că am trăit să vedem și o abordare, aș putea spune, oarecum minimalistă a acestei teme. Într-adevăr, abordări minimaliste nu prea am mai avut, deși tind să cred că este mai degrabă o întâmplare și nu o intenție de abordare minimalistă. Cuiva a fost destul de lene să facă oareși ce styling. Nu crezi tu? Să te contrazic aici. Păi, ați luat o rochie, fetiță, de la fata aia care face haine cu intervenții de pasmale. Care pe deasupra a fost purtată în sezonul trecut. Previzibil. Trebuia să fie atentă. Da. Rochia asta în sezonul trecut a fost purtată de către Dea Codrea. Într-una de dintre tine, ediții. De către mine a fost purtată o fustă și o jachetă. Da. Deci rochia asta a făcut deja turul platoului Brava Stil, atențion. Mă rog, acum mai sunt piese care au mai făcut turul, nici măcar n-aș fi avut o problemă cu chestia asta, deși dacă aș fi fost concurentă, m-aș fi uitat cumva la aceste lucruri, slash stilistă, dar, mă rog, trecând peste, chiar și în abordarea asta minimalistă, consider că puteai să dai o tentă mult mai dramatică. A sărit Carmen în spate? Eu cred că ți-am mai spus, și până la finalul competiției, dacă rămân și sunt în finală cu Carmen și cu cine mai fi, Carmen o să zică, ba, duceți aminte că Viviana a făcut și adres și nu știu ce. Ea deja are sentimente negative față de mine și atunci, nu. Eu nu pot să depunctez ținuta acum doar pentru că s-a mai plimbat prin platou, deși ar fi trebuit să fiți atente, tu și cu stilista. Ținuta este bună. Îmi place cum ai făcut trecerea. Mănușile de piele, cizmele de piele. Adică există o armonie în ținuta pe care o porți, Vivian. Fără nicio discuție. Mulțumesc. Senzație, pe cuvântul meu de onoare, am mai spus-o și atunci, o spun și acum. Ești talent, pe mine m-ai surprins. Când am auzit ce ai făcut-o și a fost un purpuriu, am avut impresia, o strofă de acolo, două, trei versuri din altă parte. Chestia asta te solicită și ai făcut-o foarte bine, foarte bine. Fii atentă, dacă va exista un eveniment important în viața mea, pe Roxy o las de parte, că ai văzut cât de priceput e, maxim, soprană, nene. N-o luăm și te luăm pe tine, mă. Oh my God! Îmi place că ți-ai dat silință, l-ai mai îngroșat. Da, fetiță, e un trei stilizat. Te-ai gândit, te-ai răzgândit. Da. O inimioare, dacă făceai, era perfect. Fac. Felicitări, fac. Viviana. Mulțumesc din suflet. Eu sper că v-a plăcut momentul meu. Sper că v-ați simțit bine alături de Cana Giambe. Îi mulțumesc încă o dată domnului Dan Bursuc. Sper că v-a plăcut și ținuta mea, care într-adevăr este o variantă mai simplă, dar consider eu că de efect. Și vă rog să mă votați. Indicativul 10 la 1206. Mulțumesc. Bate vântul, frunzele, s-a învățat zigăncile. Bate vântul și frunza, s-a învățat ziganca mea. Bate vântul, frunzele, s-a învățat zigăncile. Bate vântul și frunza, s-a învățat ziganca mea. Superb! Mulțumim încă o dată, Viviana. Emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul în care înregistrăm ediția de gală eliminatorie. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Pentru Rux și Carmen, frumoase zigăncile, le plac băuturile, vodcă și șampanie și multă distracție. Vă pup! Haideți să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților. Hopa, pentru locul 3 avem bătălie. Locul 3 va primi o steluță bonus, deci una dintre ele coboară de pic din clasament.
competiție presupune în general multe strategii, multe gânduri ascunse ce zac în interiorul fiecărei concurente, dar noi suntem aici, nu-i așa, să le admirăm și să le premiem potențialul atunci când vine vorba despre stil. Ioana, ești bine? Da. Sigur? Da. De ce plângi? Nu plâng. Văd lacrimi în ochii tăi, chiar dacă e o distanță, și strămură și vocea, nu. Ioana. N-are legătură cu emisiunea. Dar cu ce are legătură? Chiar nu are, adică să nu se înțeleagă că vreo treabă cu cearta mea, cu Mădălina, nici ce treabă. Dar? Am avut o altă ceartă, una mai importantă decât cea cu Mădălina. Iubitul? Da. Te putem ajuta cu ceva? Nu. Să-l batem? Nu. Nu, că nu plâng, că doar... Vrei să-i spun eu ceva? Nu. Îi spun, îi transmit. Uite, acum îi transmit. Nu. Doar că trebuie să stau aici pe scaun, stau cu minte și nu mă pot exterioriza și nu pot să-mi descarc nervii și atunci cumva se vede. Poți să mai țipi o dată ca în vestiar? Am țipat în vestiar, dar le-am anunțat pe fete dacă pot să țip puțin. Da. Da, e obosit să tot stai, să zâmbești și, de fapt, să în nu... În interiorul tău da. Să fie altceva. Exact. Da. Dar nu zâmbi, Ioana, închide ora, nu mai zâmbi. Stă la televizor, știi cum e? Nici mie nu-mi place să văd pe una ce bocește la televizor și să-i auzi mai zis, problemele ei. Ai mai zis, ai mai zis, dar nu mai stați, nu mai zâmbi, stai așa, serios. Nu, dar cred că și cei de acasă au... E foarte nervoasă. Da. Dar de ce ai vrut să țipi în culise? Așa mai fac eu când... Se descarce, a țipat odată foarte tare azi ca să descarce da. Energia asta negativă. Nu e nimic cu mine, sunt doar un pic supărată. Mai am și eu alte probleme, nu, Mădălina e ultima problemă pe care o am eu în viața asta. Și sper să nu se înțeleagă că am avut așa o stare mai proastă din cauza ei sau din cauza notelor, nici de cum. Viața mea personală și privată, care vreau să rămână privată, m-a afectat un pic și am fost așa, cu lacrimi în ochi, dar nu am plâns, gata, nu... Mi-aduceam aminte când și eu încercam să mă abțin și să nu plâng aici și să mă țin de nas, de frunte, de fustă. Exact prin momentele alea a trecut și astăzi și poate a înțeles că uneori sentimentele tale ies la iveală, dar încerci cumva să le ții. Asta nu înseamnă că e falsă sau că există o modalitate corectă de a plânge și cu asta am încheiat. Bine, sper că ești bine. Dacă putem face ceva pentru tine, suntem aici. Mulțumesc! Hai să revenim și haideți să o vedem în gala Gypsy Glam pe Sensi! Știu să dansez și de-astea, doar că azi nu dansez. Îmi place mult de tot gala asta, foarte mult. Îmi place cultura lor, îmi place portul, îmi plac tradițiile, îmi place mâncarea, îmi place mult rău. Sensi, bine ai venit în gală! Bine v-am găsit! Ai venit, Sensi? Am venit! Ai venit, te-ai îmbrăcat frumos, te-ai aranjat, ai adus și fetele! Ghicească și mie! Vă mulțumesc tare mult, fetelor! Se deschid porțile pentru voi. Uite, Odniel ar vrea să-i ghicești, dar cred că aș vrea am eu mai degrabă. Am aici mai multe, dar sunt numai de bine. Doar numai de bine? Numai de bine, da. Numai de bine. Și la mine tot de bine? Toate sunt de bine. Ah. Dar la tine, Sensi? E făcătură. Și la mine e de bine. Și la tine e de bine? Da, îmi place mult de tot gala aceasta. Am văzut!
M-am bucurat de fiecare moment. Te-ai bucurat de fiecare clipă. Păi, al celorlalte concurente. Da, da, da. A, da, da. Asta da, da, de acord. De acord și cu asta. Sensifi, nu ești lângă mine. Hai să vorbim un pic cu fetele. Madalina. Mie mi-a rămas ceva în cap de la momentul meu, când ea mi-a zis ceva de că sunt genul de angajat care se duce pentru salariu și că nu pune suflet. Și ne-am spus că suntem în același sentiment, că nici eu nu am nicio treabă. Eu vreau să vin cu un răspuns. Sunt genul de angajat care, dacă se este angajat într-o corporație, să ia temperatura la intrare. Eu visez și îmi doresc să conduc acea corporație. Nu știu dacă aici înseamnă suflet sau ambiție sau ceva, nu știu de unde vine astfel această părere sau ceea ce simt eu. Așa am fost și când eram mică și la olimpiadă, chiar dacă nu aș crede fetele că aș fi fost pe la niște olimpiade. Așa, sunt o tipă competitivă, nu știu dacă înseamnă... Dacă e de bine sau de rău. De bine este sau de rău. Foarte bine, este de foarte bine să fii competitiv și să fii pe primul loc, doar că mi se pare că ești puțin cam mecanică și nu te bucuri de moment. Dar suntem cam pe același, să zicem, nivel, pentru că nici eu nu știu să fiu teatrală, nu știu nici eu să fac show. Sunt și eu destul de... A, pe se vede când mă bucur. Eu mă bucur mai pe silent, dar când mă supăr, mă supăr mai pe... Da, vulcanic. Mai pe vulcanic. Vibrato. Cum ți s-a părut momentul? Cum ți se pare ție? Momentul, dacă vrei să faci o chestie mai de caterincă, trebuia să iei pămătuful ăla de flori de astea, să le stropești ca lumea între felinare, cum s-ar spune, să le sufli, să le, știi, ca să mai animezi un pic situația. Mi se pare că nu prea este o reinterpretare, doar că nu e trandafir roșu și e galben. Nu prea găsesc reinterpretarea, dar ești pe gipsy. În fața lor, te rog, Sensi. Uite, mi-a adus aminte de un joc pe care l-avea instalat pe telefon fetița unei prietene cu niște păpușițe care, mă rog, pe care tu le îmbrăcai. Alegeai cu degetul diverse rochițe la păpușițe. Le schimbai rochița, le schimbai coafiura, le schimbai machiajul. Cam asta mi inspiră ținuta. Sag Sensi. Ah, gale gipsy. Ah, ah, ah. Bingo. Ce-am ales bine? Mă, n-ai ales foarte bine, pentru că nu e, adică, e totul luat foarte motamo, într-un sens sec, nu știu cum să explic, sec. N-are, nu că n-are vibe fashion, vibe fashion nu are deloc, n-are vibe, n-are viață. Adică, uite, chiar dacă mă gândesc, nu știu, la o petrecere cu femei rome, care nu știu ce, care nu se gândesc ele acolo să interpreteze mode. Pur și simplu sunt ele așa cum sunt. N-are viață, n-are acel ceva care să... Mi-e și greu să explic, nu știu cum să mai explic în așa fel încât să fiu înțeles. Nefiind o gală eliminatorie, totuși am văzut momente excepționale, ținute foarte bune. În momentele în care ați dat de gală eliminatorie, pe toate v-am văzut foarte slabe. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce se petrece cu voi. În orice caz, vă felicit pentru seara asta, cu o excepție. Sensi, tu ai cel mai slab moment al serii. Nu știu dacă te bazezi pe faptul că ești votată de public și nu-ți mai dai interesul în această competiție, dar ținuta pe care o ai nu este o ținută și ești singura din seara asta care i-am făcut această observație, credem. Ținuta este foarte gypsy în contextul unui film cu gypsy, cu rom, cu țigani, cum le zicem noi, pe care oricum îi apreciem. Nu are vibe-ul zilelor noastre, se pare că nici tu nu ai înțeles, nici momentul tău nu a fost unul care să depășească zona în care un regizor poate fi stârnit de către o muză, înțelegi? Stârnit, mă refer, să fie interesat. Mulțumesc! Eu aproape niciodată nu dau nota asta, dar sunt extrem de dezamăgită, extrem. Mulțumesc. Da, mie îmi place foarte mult ținuta și mi se pare, poate nu am interpretat în 2021, dar nu este o ținută actuală, dar este o ținută compusă și am purtat-o cu mult drag. Compusă din ce, Sensi? Un costum, o cămașă. Da, asta vedem. Între ținuta, o paralelă. Mă dezarmează chestia asta. Nici măcar nu trebuie să te uiți în seara asta în platou.
Ba, da, să am să te rog, nu, nici măcar nu vreau să se compare. Nu, nici măcar nu vreau să se compare cu colegele ei. Vreau să-mi promis că-ți chem cele mai bune prietene pe care le rogi cumva să fie obiective. Nu să-ți cânte în strună doar pentru că sunteți prietene. Vă comandați o pizza, vă luați un prosecco sau ce vreți voi și vă uitați la toate galele Gypsy din istoria acestei competiții. Și dacă tu după aia, luni, vii și-mi spui mie că tu ai avut o ținută, eu mă transform în melc. Sau în ce vrei tu. Dar de ce să nu comparăm cu ținută din platou cu ținută pe, pe care o poartă Mădălina Panfile? E un sacou. Sacou, pălărie. Batic înflorat, mă rog, o fustă făcută din batici înflorate. Comparați ținutele. Da, este superbă, nu am cum să compar. Este superbă ținuta. Eu nu am viziunea aceea de... Adică tu... acest styling. Adică tu din start admiți faptul că Panfile are o ținută perfectă în seara asta și tu nu te ridici la nivelul ăsta. Da. Deci tu din start nu te vezi o câștigătoare a Bravo Stil. Păi atunci de ce ne pierzi tuturor timpul aici? De ce nu lași să intre altă concurentă în locul tău? Dacă ești din start, tu te consideri pierzătoare. Și să știi că speech-ul ăsta eu îl fac acum nu pentru ca să te fac pe tine să te simți pierzătoare, ci pentru că vreau să te fac luptătoare. Nu, că nici sau să-i fac pe telespectator, Doamne ferește, să nu te voteze. Nu! Eu vreau să te fac luptătoare, Sensi, pentru că tu ai cedat, pur și simplu. A, da, Panfile, o ținută mai bună, așa e. Zi tu cine crezi că are cea mai nereușită ținută. Cine e cea mai nereușită ținută din platou. Dar care, uite-te, păi, uite-te în spate și spune care crezi că ar fi o ținută mai nereușită decât cea pe care o porți tu. Nu știu, toate sunt frumoase. Nu știu. De exemplu, nu-mi place rochia în sine a Ralucăi, dar îmi place styling-ul făcut. Deci Raluca ar fi meritat mai puțin decât tine. Nu, am zis asta. Am zis așa ce îmi place pentru mine, pentru gustul meu. Bine. Dacă publicul o votează numărat de mare și o place atât de mult, să o ia acasă. Fac acest apel din toată inima mea. Vă rog mult de tot, votanții ei, cei care o votați, luați-o frate acasă dacă vă place de mult. Ne faci și nouă o favoare. Că pe momentele ei stăm așa. Bună, Sensi. Și noi rămânem, nu știu. Asta termina Sensi. Asta. Sensi, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Îmi place foarte mult cultura romă, ador această comunitate și nu este vorba doar despre stil vestimentar. Ar trebui să-i apreciem mai mult atât portul cât și tradițiile. Vă rog din suflet să mă votați. Pentru că am mare nevoie de susținerea voastră cu un vot la 1206 cu indicativul 9. Mulțumesc, Sensi. Mulțumesc și eu. Nu știu de ce am luat 1, nu știu. Nu știu, că mie mi-a plăcut și mi-a plăcut mult gala și m-am simțit foarte bine, foarte bine. Știi nevasta lui? Toate. Bravo lor au stil țiganii, bine se îmbracă romanii, rafinați și eleganți și tot timpul parfumați. Toată lumea să se țină un moment, dar nu știu! De reculegere? Nu vreau să zic să se supere ceva pe mine, dar de azi dinainte se poate, momentele de reculegere se pot numi și momente Sensi. Să ținem un moment Sensi! A fost o seară cu adevărat specială. Vă mulțumesc, fetelor, pentru tot efortul depus, atât pentru ținute, cât și pentru momente. Haideți să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților. Ruxi, pe prima poziție, 15 puncte din partea lor. Felicitări, Ruxi. Mădălina, pe cea de-a doua poziție. Felicitări, Mădălina. Hopa, pentru locul 3 avem bătălie între Anda Adam și Odniela. Câte 12 puncte acumulate în această seară de gală. Dragilor, alegeți! Locul 3 va primi o steluță bonus, deci una dintre ele coboară din clasament. Eu aș lua o matematic. De exemplu, am notat ambele ținute cu nota 4, pentru că mi s-au părut niște ținute bune, nu mai reiau, am explicat atunci de ce și care au fost și plusurile și minusurile, adică de ce n-au fost de 5. Bombref, avem două ținute de 4 și atunci, pentru că suntem într-o gală, trebuie să țin cumva cont acum și de moment. Pentru că dacă ne referim doar la ținute, ele sunt cumva foarte diferite, dar pe aceeași temă.
Și atunci, pentru că mă refer la moment în principal, am să spun că Anda Adam. Ok. Fără o dorință de a repeta ceea ce s-a auzit până acum, și eu merg tot cu Anda Adam, deoarece, într-adevăr, atinge granița dintre 2021 și 2022. Raluca, te întreb ca idee, căci... Ca idee aș fi ales-o tot pe Anda Adam. Ok. Anda, felicitări, asta înseamnă că ești pe cea de-a treia poziție. Avem așa, Ruxy, 3 steluțe bonus, Mădălina, 2 și Anda Adam, o steluță bonus pentru săptămâna care urmează. Vedem și clasamentul steluțelor. Pe prima poziție, Ruxy, felicitări, ești în fruntea clasamentului și la jurați și la stele. 12 stele acumulate, iar pe locul 2, bătălie între Mădălina și Odniela, 9 stele adunate până acum. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic de ultima poziție, Sensi. Asta a fost. Vă mulțumesc tare mult, fetelor. Nu uitați, gala viitoare este una eliminatorie și îmi doresc din suflet să vă concentrați pentru toată săptămâna care urmează, dar și pentru gala următoare. Provocările, să știți că vor continua pentru concurentele noastre, vor fi supuse unor teste din ce în ce mai grele, jurizările din ce în ce mai aspre, pentru că da, asta presupune orice competiție și doar cele mai puternice și cele mai pricepute se vor diferenția și vor ajunge în marea finală. Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi, suntem și pe Facebook și pe Instagram, dar și pe TikTok. Seară bună, vă iubim!